de Guy de Car. Străbătea de trei ori pe săptămână, după cum obișnuia de aproape jumătate de veac, galeria tocmeilor, după ce dădea mai întâi o raită prin sala pașilor pierduți. Pretindea că această plimbare, de care nu s-ar fi putut dispensa, îi îngăduie să respire aerul binefăcător al palatului. Totul, începând cu umbletul său târșit și până la felul aparte în care își ținea roba spre a saluta cu două degete vreun confrate întâlnit întâmplător sau prin schițarea unei ușoare înclinări din cap, totul devenea la el îndelungată obișnuință. În zilele de luni, miercuri și vineri, la orele 1 după amiază precis, îl puteai zări urcând treptele mari ale scării exterioare ce răspundea în bulevardul palatului, după care se îndrepta către garderoba avocaților, fără să acorde vreo atenție celor ce se petreceau în jur. Lăsa acolo, aproape cu părere de rău, pălăria melon pe timp de iarnă și canotiera din pai îngălbenit în zilele călduroase, acoperindu-și apoi capul cu o tocă uzată pe care o trăgea mult pe spate ca să-și camufleze ceafa văduvită de păr. Cu toca pe cap, se înfășura într-o robă roasă, pe care nu se zărea nici legiunea de onoare, nici bareta vreunei alte decorații, fără a se osteni măcar să scoată jacheta verzuie. Acest veșmânt dublu îi împrumuta o corpolență cu totul deosebită taliei pe care o avea în realitate la cei 60 de ani binișor trecuți. În momentul în care părăsea garderoba spre a porni în obișnuinta sa raită, își întregea ținuta strecunându-și sub brațul stâng o servietă de piele în care nu se afla alt act juridic în afara gazetei palatului. Abia după ce se vedea echipat cu aceste atribute ale profesiei, începea să-și salute confrații, considerând că nu putea face decât după ce își părăsea incognitoul civil și îl înlocuia cu splendoarea ținutei judiciare. Cunoștea din vedere pe toată lumea din palat, începând cu cei mai ilustri președinți de curte și sfârșind cu cei mai umili grefieri, inclusiv, bineînțeles, interminabila cohortă de procurori, apărători, avocați și avocăței, cu care se întâlnise de atâtea ori din întâmplare, fie în sălile de ședință supraîncălzite, fie pe culoare prăfuite sau pe nesfârșitele scări interioare. Îi cunoștea pe toți. În schimb, nimeni nu știa exact cine e el. Cei mai tineri dintre tinerii confrați se întrebau chiar cine o fi arătarea asta atât de caragios împopoțonată, cu mustața plioștită și cu ochelarii ce-i tremurau pe șaua nasului, precum și ce anume l-o fi îmboldit să gonească necontenit prin imensa clădire, în care pleda de altfel foarte rar. Se simțisea destul de puțin de părerile baroului asupra persoanei sale. Umbla din grefă în grefă, de la instanță la cealaltă, spre a consulta vizierul cu lista proceselor. De 4 sau de 5 ori pe an, putea fi văzut pledând la bara vreunei instanțe corecționale, unde se străduia să smulgă clemența judecătorilor pentru vreun vagabond înrăit. Activitatea profesională, talentul oratoric și ambițiile sale păreau să se limiteze aici. Așa se înfățișa Victor Delio, înscris în baroul parizian cu 45 de ani în urmă. Îl vedeai mereu singur. Puținii dintre vechii colegi îi făceau întreagăt un semn amical, dar fără să se oprească, preferând să evite un confrate atât de puțin ancorat în profesiune și, neîndoios, incapabil să le procure câteva procese interesante. Iată de ce Victor Delio rămas surprins și alarmat totodată când fu ajuns din urmă de un aprod. Oh, maestre Delio, vă caut peste tot de vreo 20 de minute. Domnul decan Musnie vă invită de urgență în cabinetul domniei sale. Decanul? Ce vrea cu mine? Nu știu, dar pare să fie ceva foarte grabnic. Sunteți așteptat. Bine. Bine, mă duc. Nu se grăbea prea tare, întrucât îl cunoștea pe Musnie de foarte multă vreme. Urmaseră împreună cursurile facultății de drept și se înscriseseră în același an ca stagiari în baroul din Paris, după ce, în prealabil, își ajutase colegul la teza de licență. Acest Musnie se dovedise un student nu tocmai strălucit,
pe când Delieu aproape că uluise juriul examinator. Dar de la cele vremuri îndepărtate, lucrurile se schimbaseră. Musnier avusese deosebitul noroc să fie numit la începutul carierei ca apărător din oficiu, într-un răsunător proces de moravuri și izbutise să obțină achitarea unei cliente condamnată cu anticipație de opinia publică. Tânărul avocat nu-i mai rămânea decât să se lase purtat pe valurile unui renume crescând. Renume mult prea exagerat după opinia lui Delieu, care își considera colegul drept un pledant execrabil. Totuși, după 45 de ani de mediocritate și cu cariera ratată, se resemna să vegheze, mulțumindu-se doar cu acele cazuri pe care confrații săi le refuzau. Victor Delieu trăia de azi pe mâine din micile trebușoare ale Palatului de Justiție. De fapt, îl detesta cordial pe Musnier, care, aidoma tuturor arviștilor, nu ținea să întâlnească în calea triumfală colegi din tinerețe care îl cunoscuseră sub aspecte mult mai puțin strălucitoare. I se întâmpla lui Delieu să se încrucișeze uneori cu Musnier pe sălile palatului, după ce acesta fusese numit în invidiatul său post, dar decanul, pătruns de importanța persoanei sale și a înaltului rang ce-l deținea, abia catadixea să-i răspundă la salut. Delieu nu era surprins peste măsură, deoarece își dădea seama că, în ochii unora ca Musnier, el trecea drept o rușine a corpului de avocați, întrucât ei nu admiteau un ghinion persistent. În această stare de spirit, bătrânul avocat ratat ciocăni cu timiditate la ușa domnului decan. Oh, bună ziua, Delieu! Rosti acesta cu o amabilitate ce nu-i stătea în obicei. Îmi pare rău, a trecut atâta multă vreme de când n-am mai stat de vorbă. Ce naiba, nu vin niciodată să mă vezi? He, ce mai întrebi? Nu voiam să te deranjez. Ești doar atât de ocupat. Oh, nici de cum, prietene dragă, și niciun caz pentru un amic. O țigară de foi? Delieu ezită un pic înainte de a întinde mâna către minunata cutie ce îi se oferea și spuse după ce lua una. Mulțumesc. O voi savura diseară. Oh, nu, mai ia, te rog. Ia mai multe. Și decanul îi întinse un pumn de trabucuri pe care Delieu, jenat, se grăbi să le îndese prin deschizătura robei într-un buzunar al vestei. Dar bine, amice, de ce nu stai jos? Delieu se execută. Musnier rămase în picioare și începuse să se plimbe de-a lungul și de-a latul cabinetului, în spatele vastului său birou, fără să înceteze a vorbi. Spune-mi, dragă Delieu, ai auzit despre cazul Vautier? Nu. După cum te cunosc, nu-i de mirare. Nu te vei schimba oare niciodată? În definitiv, ce tot învârtești prin palat câte ziua de lungă? Hoinăresc. Ei, vezi? Ei, asta mă întristează. De aceea m-am și gândit la tine. Delieu holbă ochii și clipi repede în spatele ochelarilor. Acest caz, Vautier, de care tu n-ai habar, a făcut totuși destulă vâlvă acum 6 luni. Vautier ăsta a ucis un american pe bordul pachebotului de Grasse, în timpul unei călătorii de la New York la Le Havre. O crimă stupidă, al cărui mobil real nu a putut fi descoperit încă. Vautier a ucis un om pe care nu-l văzuse niciodată în viața lui. Nu-l cunoștea și nici măcar nu l-a jefuit. Comandantul lui de Grasse, cum e și lesne de înțeles, l-a arestat pe loc și l-a predat ulterior poliției, care a venit la debarcaderul lui de Havre să-l preia. Actualmente e deținut la Santé și peste 3 săptămâni va fi judecat de curtea cu juri. Cam asta ar fi totul. Și numai spre a-mi relata acest fapt divers, ai fost atât de grăbit să mă vezi? Da, fiindcă am intenția să-ți încredințez procesul. Mie? Întocmai. Dar știi foarte bine că eu nu-s pledant la curtea cu juri. Oh, un motiv în plus ca să devii. Încă nu te-ai săturat de corecțional. Ei, ascultă-mă, amice, ascultă-mă. Mă mâhnește să văd un om de valoarea ta, la vârsta ta, cum își irosește timpul și talentul în procese cu câini striviți de contravenții sau de mici proxeneți. Ei, trezește-te odată, Delieu.
Corecționalul mă face să râd, în timp ce curtea de juri e ceva foarte, foarte serios. Gândește-te că de îndată ce un individ e în primejdie, să-și piardă capul, întreaga opinie publică se pasionează și numai ea contează în cariera noastră. Fii sigur că dacă izbutești să te descurci onorabil într-un asemenea caz, Vautier, ai toate șansele să capeți și altele, poate mult mai frumoase. Evident, poate că ai dreptate și îți mulțumesc că te-ai gândit la mine. Țin însă să te avertizez de la început că nu trebuie să te aștepți la cine știe ce onorariu. Din punct de vedere financiar, cazul Vautier nu e o afacere interesantă. Bani nu prea sunt, dar ca reclamă e cât se poate de bun. Am uitat să-ți comunic un detaliu important. S-au mai ocupat de acest caz și doi confrați de-ai noștri. Charmant și De Silve. Îi cunoști? După nume. Oh, nici asta nu mă miră. Dar bine, dragul meu prieten, ești chiar hotărât să nu cunoști pe nimeni? Oh, de fapt, asta e și motivul pentru care nu lucrez. Între confrați se mai sprijină unul pe altul, mai trece unul altuia câte un proces și astfel acționează solidaritatea profesională. În sfârșit, realitatea e că Charmant ne-a înapoiat dosarul după ce l-a studiat un timp, fără să-mi comunice de ce. Am stat apoi de vorbă cu De Silve, care e un tânăr eminent. Mi-a dat să înțeleg că, eventual, cazul Vautier ar putea să-l intereseze. Peste câteva zile, Charmant i-a încredințat dosarul. Am bănuit că a fost tare bucuros că s-a descotorosit de el. Totul mergea, deci, cum nu se poate mai bine, când deodată mă pomenesc cu De Silve, al meu, săptămâna trecută, care îmi spune că, în mod categoric, nu se mai poate ocupa de această afacere. Și asta? Asta cu 3 săptămâni înainte de începerea procesului. Am fost nevoit să caut de urgență un alt apărător. Și vrei să mă crezi sau nu, dar n-am găsit niciunul. S-au eschivat cu toții. M-am văzut dețilit de acord cu președintele Le Gris, care va conduce dezbaterile, să numesc un apărător din oficiu și m-am gândit la tine. Pe când pronunța ultimile cuvinte, privirile decanului Musnier îl ocolisere pe Delio, care înțelegea în sfârșit motivul excesivei amabilități cu care fusese primit. Iată dosarul, continuă Musnier zorit, arătându-i o mapă voluminoasă, înțesată cu hârtii care ocupa mijlocul mesei sale de lucru. După ce s-a ridicat din fotoliu, bătrânul avocat a cântărit dosarul din ochi și a spus: Înțeleg, înțeleg foarte bine. Oricum, nu pot nega că iluștrii mei confrați au adunat un număr impresionant de piese. Să nădăjduim că toate vor fi convingătoare. Fără să mai adauge ceva, a îndesat dosarul în servieta de piele, unde cazul Vautier urma să stea în vecinătatea gazetei palatului. Se îndreptă apoi spre ușă. Delio, dragă Delio, ești foarte supărat pe mine? De ce? Ți-ai făcut meseria, atâta tot. Voi încerca să mi-o fac și eu pe-a mea. Nu greșești dacă iei lucrurile astfel. Iar înainte de a mă hotărât să trimit după tine, am răsfoit dosarul cu un singur scop, să mă lămuresc pentru ce s-au lepădat confrații noștri de acest caz. Cred că-s edificat. Speța în sine pare destul de banală. Crima poartă chiar semnătura autorului, de-al minter, el n-a încercat niciun moment să nege fapta. Posibilitatea victimei îmi pare anodină, în schimb cea a criminalului Jacques Vautier dintre cele mai ciudate. S-ar părea ca tocmai aceasta să fie motivul care i-a îndepărtat pe cei doi apărători succesivi. Vrei să mă anunți de sigur că individul e un monstru? Nu vreau să te influențez. Citește dosarul, îți vei da seama singur. Vei avea poate nevoie de un termen suplimentar ca să-ți pregătești apărarea.
dacă întâmpin vreo dificultate, nu ezita, vino, spune-mi și vom amâna procesul. Voi face tot ce-mi va sta în puter să evit acest lucru. Odată scos din butoi, vinul trebuie băut. Tot așa și o crimă. Odată ce a fost săvârșită, trebuie judecată imediat. Sau preventivul e vinovat și trebuie condamnat, cât mai curând, sau e nevinovat. Și atunci e nedrept să îi se prelungească detențiunea. O, în cazul de față, dragul meu, s-ar părea că vinovăția noului tău client nu poate fi pusă la îndoială. De altfel, din toată atitudinea lui de după săvârșirea crimei, putem trage concluzia că își va recunoaște vinovăția. Dă-mi voie să-ți atrag atenția, scumpul meu decan, că această chestiune nu ne privește decât pe el și pe mine. O, bineînțeles! Un lucru e însă cert, a ucis. Și atunci Dumnezeu să mă ierte 6 sau 8 luni de închisoare preventivă nu reprezintă cine știe ce față de numărul anilor pe care va primi, presupunând că reușești să-i salvezi capul. Trec să-ți comunic impresiile mele peste 8 zile. La revedere. I se părea inutil să mai dea mâna cu acest decan al nenorocirii care aruncase în cârcă un proces imposibil. De data aceasta străbătu în grabă galeria tocmeirilor. Odată ajuns în sala pașilor pierduți, se pomeni nas în nas cu Berthe, unul dintre nenumărații săi confrați, care de obicei se prefăceau că nu-l cunosc. Oh, ia te uită, dar e chiar bunul meu amic de Lio, strigă Berthe. Măi, dar ce mai faci, dragă? De emoție lui Delio era cât paci să-i alunece servieta de sub braț. Hotărât lucru era ziua surprizelor. Ei, să fie într-un ceas bun, continuă interlocutorul, arătând spre servieta umflată cu dosarul Votie. Ai de lucru, nu glumă? Ei, barem ceva interesant? Am aici un caz extrem de greu. Nu mai spune. Corecțional? Nu, curtea cu juri, spuse Delio cu nepăsare, îndepărtându-se și lăsându-l pe Berthe încremenit de uimire. Când ajunse din nou la vestiar spre a înlocui toca diformă cu pălăria melon ponosită, proaspătul apărător al lui Votier se gândi că pentru prima dată în viață avusese o izbândă. Doar faptul că a putut pronunța cuvintele magice și în același timp teribile, curtea cu juri, îi săltase pe loc acțiunile. Acum rămânea să câștige cu orice preț. Dar ce putea fi oare în acest dosar, de care toți se descotoroseau? A aflat aceasta câteva ore mai târziu, după ce a citit și răscitit piesele adunate de cei doi predecesori. Unele erau pline de anotații personale. Delio începu prin a șterge cu radiera toate aprecierile confraților. El nu făcea niciodată adnotări, mulțumindu-se numai cu piesele din dosar, ale căror relatări aride îi ajungeau și bizuindu-se pe memorie. Afară se lăsase o noapte de iarnă, deși era abia ceasul 5. Cabinetul de lucru ce îi slujea drept birou și totodată de unică sală de primire din modestul apartament pe care Victor Delio îl ocupa de mulți ani, la al 5-lea etaj al unui imobil de pe strada Saint-Pierre, nu era luminat în acea seară, decât de o lampă cu abajur verde așezată pe birou. Avocatul se îndreptă cu pași tărăgănați către o nișă disimulată, în fundul vestiarului, luă de pe cuier un halat de casă decolorat, pe care și-l trase peste haină, cum făcea și cu roba. Intră apoi în mica bucătărie și puse la încălzit cafeaua ce-i fusese preparată de menajeră. Se înapoie în cabinet cu ibricul și o ceașcă ciobită. Primul își găsi locul obișnuit pe sobiță, unica sursă de căldură a apartamentului. Ceașca știrbă eșuă pe covorul jerpelit la piciorul unui fotoliu străvechi în care se înfunda avocatul după ce se hotărâse să-și aprindă una din țigările de foi pe care îi le oferise decanul. Puțin după aceea, acest confort aproximativ îi păru bătrânului singuratic o adevărată fericire. Victor Delio, cu ochii abia întredeschiși, se gândea. Nu se trezi în acea toropeală aparentă decât de 2 ori, ca să întindă mâna către masă pe care se afla telefonul. Alo, maestrul Charmeau?
aici de Liu. N-am avut plăcerea să ne cunoaștem personal, deoarece n-am avut încă ocazia să ne întâlnim în interes profesional. Și vă rog să fiți convins, scumpul meu coleg, regretele sunt de partea mea. Îmi iau îngăduința să vă telefonez privitor la cazul Vautier, pe care, dacă mă pot exprima astfel, l-am moștenit. Nu, nu, nu-l mai are maestru de Silv, l-am preluat eu. Iată-l motivul principal pentru care vă întreb în calitate de confrate și cu titlu strict confidențial. Ce v-a determinat să renunțați la acest caz? Răspunsul fu lung și încurcat. Victor Deliu asculta clătinând din cap și puncta la răstimpuri frazele confratelui cu câte un uite, uite sau ce curios. După ce domnul Charmeau își termină în sfârșit explicațiile, bătrânul avocat îi răspunse cu o politețe strict profesională. Vă rog din nou să mă scuzați, scumpe confrate, că v-am deranjat. Înțeleg perfect motivele imperioase care v-au determinat, fără voia dumneavoastră, să renunțați la apărarea acestui proces. Țin să vă mulțumesc pentru extrema dumneavoastră amabilitate și nutresc speranța că voi avea plăcerea să vă cunosc și mai bine într-una din zilele viitoare. Închise telefonul spunând: ciudat? Foarte ciudat! Imediat după aceea formă alt număr pe cadranul automat. Alo? Aș dori să vorbesc cu maestru de Silv, din partea confratelui său Deliu. De la Denis. Și Liu, oarecum de la Liotă. S-a putut convinge cu acel prilej că numele său nu fusese rostit prea des în casa ilustrului său confrate, ceea ce, de altfel, era perfect egal. Alo? Maestru de Silv? Aici Deliu. Renui scuzele pentru deranj, puse aceeași întrebare, ascultă clătinând din nou capul, mulțumi, închise telefonul murmurând: bizar, foarte bizar. Tăcerea se așternu din nou în odăița îmbâxită de mirosul pătrunzător al nesfârșitei sale țigări de foi. Afară era din ce în ce mai întuneric. Lampa cu abajur verde rămase aprinsă până la ivirea zorilor. Când menajera intră în apartament a doua zi, fu foarte surprinsă văzându-l pe stăpânul casei dormind în fotoliu. Pe când dădea o raită prin dormitor spre a se convinge că avocatul nu-și folosise pasul, auzi și glasul lui Deliu cam îngălat, somnoros. Dumneata ești Luiza. Cât e ceasul? 8, domnule. Deja? După care adăugă: să-ți repet în fiecare zi că muritorii de rând ne spun maestri? De ce? N-aș putea să-ți spun, mă depășește, dar așa se obișnuiește. Fă-mi repede, te rogă, cafea. Ați băut-o pe toată? După cum vezi. Îmi pare că nici prea n-ați dormit în noaptea asta. Într-adevăr, nu prea. În timpul acelei nopți de insomnie, Victor Deliu primi o vizită îndată după convorbirea telefonică ce o avusese cu maestru de Silv. Bună seara, maestre! Am fost tare îngrijorată, v-am căutat în tot palatul. M-am înapoiat mai devreme ca de obicei. Sper că nu sunteți bolnav. Nu, nu fetița mea. Daniela nu era fetița lui, nici măcar rudă. Dar luase obiceiul să-i spună așa tinerei studente care își termina doctoratul la facultatea de drept. Ca multe dintre colegele sale, Daniela se dedica baroului. Printr-o întâmplare cu totul neprevăzută, se întâlnise cu câteva luni în urmă cu Victor Deliu pe terasa unei cafenele de pe bulevardul Saint-Michel. Foarte curând, vechiul hoinar din Palatul Justiției și avocata în perspectivă se simpatizară. Cu tradiționalul lui spirit de contrazicere, Victor Deliu o sfătui în primul rând să nu se înscrie, după ce își va termina studiile, într-un barou oarecare, fără să omită a-i aminti că dreptul te poate duce oriunde, cu condiția să-l părăsești. Daniela, care sosise la Paris cu 5 ani în urmă, plină de ambiții juvenile și de speranțe, rămăsese consternată.
Cu o sinceritate emoționantă, noul său prieten îi descrisese mizeria ce o așteaptă dacă n-ar izbuti să se afirme de la primele pledoarii. O făcu să priceapă că, după câte a pătimit, e cel mai îndreptățit să-i dea asemenea sfaturi. Această modestie de băiețel cu minte sfârși prin a statornici între ei un curent de simpatie. Tânăra fată considera că nu e chiar obligatoriu să ia butadele avocatului drept litere de Evanghelie și se încăpățână. Bruta, pista 2. Puțin câte puțin, Victor Delio sfârși prin a se interesa de studiile ei. Daniela, deopotrivă cu Luiza, erau singurele femei care puteau să pătrundă la orice oră în intimitatea, oarecum boemă, a apartamentului bătrânului burlac. La un moment dat, Daniela se și întreba chiar dacă noul ei prieten nu s-o fi îndrăcostit cumva de ea, dar a înțeles curând că Victor Delio nu va iubi niciodată pe cineva. Nu fiindcă era egoist, dar detesta femeile din principiu, poate și fiindcă ele nu-i dăduseră niciodată prea multă atenție, iar dintre acestea le disprețuia îndeosebi pe colegele sale, despre care emisese această judecată lapidară. Sau reușesc să adoarmă completele de judecată, sau le exasperează. Și într-un caz și în celălalt, rezultatul e dezastruos. Tânăra Daniela voia totuși să pledeze într-o zi, și acesta era principalul motiv care o împinsese să se agațe de acest solidar morocănos care a învățat-o o sumedenie de lucruri și nenumărate sforării ale meseriei. Se mira întotdeauna că Victor Delio nu făcuse carieră. Îi dactilografia la străvechea mașină de scris din cabinetul de lucru rarele scrisori pe care se vedea nevoit să le expedieze din necesități profesionale, cu toată oroarea lui instinctivă pentru orice soi de corespondență. Scripta manet, obișnuia el să spună, în timp ce prin memorie nimeni nu-mi poate scotoci. Fetițo, reluă visătorul cu țigare de foi, de îndată ce studenta își făcu apariția în cabinetul lui de lucru. Deoarece ai avut gentilețea să-mi faci o vizită astă seară, înseamnă că pregătirea tezei dumitale mai poate să aștepte. Îmi vei putea deci face un mare serviciu instalându-te la mașina asta de scris ca să-mi bați o scrisoare în 5 exemplare. După ce o vei termina, îți va rămâne doar să completezi cu mâna doamnă sau domnule, după destinatarul ia cărei adresă ți-o voi dicta. E pentru un nou proces corecțional? Întrebă fata așezându-se în fața clapelor de scris. Nu tocmai. Am luat o hotărâre gravă. Renunț la procese corecționale spre a mă consacra curții cu juri. Vezi dosarul acesta impresionant de pe biroul meu? Este cel al primului om căruia voi încerca să-i salvez capul. Afacerea se prezintă destul de prost și nici nu-i un client oarecare. Pot să afirm că în practica avocațională nu s-a evit niciodată până acum prilejul unei pledoarii de genul acesta. În primul rând, refuză să fie apărat. E foarte supărător. Înseamnă că își va recunoaște vinovăția și cum intenționez să-l apăr. La nevoie, chiar în pofida voinței sale, mă tem să nu se iște unele altercații între noi. Ești gata? Trece data de azi. Lasă și un spațiu alb pentru domnule sau doamnă. Îți dictez. Fiind însărcinat să asum apărarea lui Jacques Vautier, a cărui proces va începe la 20 noiembrie în fața curții cu juri a departamentului Sena, fiind acuzat de asasinarea lui John Bell la 5 mai, pe bordul pachebotului de Grasse, v-aș fi foarte recunoscător fie să-mi acordați o întrevedere în caz că vă e cu neputință să vă deplasați, sau să treceți pe la cabinetul meu cât mai curând posibil, timpul până la primul termen de judecată fiind foarte scurt. În așteptarea unui răspuns grabnic din partea dumneavoastră, vă rog să primiți, etc., etc. Bun, notează acum și cele 5 adrese pe care le vei scrie pe plicurile ce le vei expedia de urgență prin oficiul poștal din strada Louvre, după ce voi fi scălit scrisorile. Ar putea să plece chiar astă noapte. Destinatarii le-ar primi mâine și mai câștigăm o zi. Dictez. Doamnei Jacques Vautier, Hotel Regina, strada Acacias, numărul 12 bis, Paris.
E ultima ei adresă cunoscută din dosar. Nu uita să menționezi. A se reexpedia. A doua adresă. Doamnei Simon Vautier, strada general Leclerc, numărul 15, Asnier. A treia. Domnului doctor Dervaux, strada Paris, numărul 13, Limoges. Ultimele două scrisori merg pe aceeași adresă. Institutului Sfântul Iosif, Sanaote, Vien, cu numele respectivilor. Domnului Yvon Rodelet și domnului Dominic Tirmont. Asta e totul. Ai și mâine cursuri la facultate? Unul singur, de la care aș putea absenta. Bine, așa să faci. Mi-ar place să revii mâine pe la 8:30 ca să asigur o permanență. Eu voi lipsi toată ziua și s-ar putea să nu mă întorc înainte de 9 seara. Să mă aștepți și să răspunzi la telefon. Dacă vreuna din persoanele cărora le-am scris va da un semn de viață, fixează o întâlnire pentru poi mâine la orice ore. Mă voi aranja. Va trebui firește să nu lipsești în timpul dejunului. Voi da dispoziție menajerei să-ți pregătească masa de prânz. Și dacă o să vină vreo comunicare urgentă pentru dumneavoastră, maestre, unde vă pot găsi la telefon? Habar n-am. Așteaptă până mă întorc. Poftim, am semnat scrisorile și trage o fugă până în strada Louvre. Ar fi indiscret, maestre, să vă întreb cine sunt persoanele cărora le-ați scris? Foarte indiscret, fetiță, dar îți voi spune totuși, fiindcă îmi devii colaboratoare în această afacere. Cei 5 necunoscuți par susceptibili să devină excelenți martori în apărare. Asta nu înseamnă că vor accepta cu toții să se înfățișeze la bară. Va trebui să găsesc eu argumente care să-i hotărească. Tânăra fată plecă fără să ceară și alte explicații, știind dinainte că avocatul nu i le-ar mai fi dat. Ultima parte a nopții, Victor Delio și-a petrecut-o într-o lungă reverie, chipzuind, în timp ce savura țigările de foi ale decanului, că devenise indispensabil acum să facă cunoștință cu noul său client. N-a mințit a doua zi dimineața când i-a mărturisit Luizei că nu prea dormise. După ce luă frugalul mic dejun pregătit de menajeră și se descotorosi de vechiul halat de casă ponosit, își făcu toaleta matinală în grabă, neavând măcar timp să se bărbirească, după care ieși spunând: Luiza, domnișoara Jenny trebuie să sosească dintr-o clipă în alta și va rămâne la noi toată ziua până ce mă voi înapoia, să-i prepar dejunul. Să nu uiți însă că la vârsta ei ai o poftă zdravănă de mâncare. Pe mâine, dragă. Peste un ceas, prevăzut cu toate autorizațiile necesare, străbătea un coridor al închisorii Sainte. Gardianul, care îl servea drept ghid, îl întrebă: Mergeți să vedeți numărul 622? Da. Vă doresc succes. Dacă veți izbuti să scoateți ceva de la păcătosul ăsta, va fi un miracol. E încăpățânat ca o poartă de închisoare. Gluma dumitale, prietene, nu-mi prea pare de bun gust. Ei, dacă am spus așa, maestre, a fost doar ca să vă pun în gardă. Toți avocații care au venit să-l vadă până acum au renunțat să-l mai apere. E un ins nefericit pe care ar fi mai potrivit să-l interneze într-un ospiciu. Se și vorbește că nu i se va găsi un avocat. Ai fost înșelat de două ori. Clientul meu nu e un ins nefericit și are un apărător, pe mine. Am ajuns, bodogoi gardianul, care spunea în gând: Avocatul ăsta trebuie să fie ori nebun, ori sadic. Cheile scârțâiră și ușa grea zăbrelită se deschise. Victor Delio pătrunse în celulă, însoțit de gardianul, care reîncuie grijulii ușa de două ori, apoi își potrivi ochelarii spre a putea contempla pe noul său client. Ședea chincit la pământ, în colțul cel mai întunecat al celulei strâmte, dar în pofida acelei poziții ciudate, părea un colos. Obrazul dreptunghiular, sfârșit cu fălci enorme și acoperit cu o chică țepoasă, nu avea nimic din înfățișarea unui chip omenesc. Avocatul se dădu fără voie înapoi și se întrebă o clipă dacă se afla în prezența unui monstru scăpat dintr-o îndepărtată pădure virgină. Nu era cu putință să vezi o făptură mai impresionantă. Avea bustul enorm, cu brațele ce îi spânzurau de-a lungul trupului
și se terminau cu două mâini păroase de ucigași. Mâini care pândeau prada. Ceea ce te izbea în mod deosebit la acest chip era lipsa lui de viață. Avea ochii deschiși, dar stinși, buzele bestiale, pomeții ieșiți în afară, sprâncenele proeminente și stufoase. Tenul livid era în penumbră cadaverică. Singura mărturie de viață i-o dădea respirația. Avea răsuflarea puternică. Nici când în decursul existenței sale destul de îndelungate, Victor Delio nu se aflase în prezența unui individ asemănător. A trebuit să facă un adevărat efort ca să-l poată întreba pe gardian. Întotdeauna șade în poziția asta? Mai întotdeauna. Îi dea dreptul înfiorător. Și Victor Delio se gândi la acei monștri ciudați, născociți de câțiva ani încoace de industria cinematografică din lipsă de imaginație, în numeroase pelicule, mergând de la Frankenstein la King Kong și trecând prin doctorul Jekyll și domnul Hyde. Ai impresia că știi că suntem aici? Întrebă din nou pe gardian. El ghicește totul. E chiar uluitor să vezi în ce măsură înțelege să vadă, să audă sau să vorbească. Asta nu mă miră, răspunse avocatul. Din primele informații pe care le dețin despre el, flăcăul pare instruit și foarte inteligent. Ți s-a spus cumva că bruta asta a scris și o carte? Unul dintre predecesorii dumneavoastră, domnul de Sil, mi-a spus, dar nu mi-a venit să cred. N-ai avut dreptate. Îți voi aduce cartea. Și aici nu duci lipsă de timp spre a citi un roman. Cum o fi izbutit să-l scrie? Substituind cele trei simțuri ce i-au rămas, pipăitul, gustul și mirosul, celorlalte care lipsesc din naștere. Dar ar dura prea mult să-ți explic. Cât privește simțul mirosului, colegii mei și cu mine am remarcat că ne recunoaște de cum intrăm în celulă. Sunt convins că și acum, de exemplu, știe cât se poate de bine că eu fac azi de gardă. Are poftă de mâncare? Trebuie să recunoaștem însă că nici hrana nu-i grozavă. Știe să se slujească corect de lingură și de furculiță? Mai bine ca dumneavoastră și ca mine când are la ce. De cele mai multe ori nici nu se atinge de gamelă. Vedeți, ceea ce lipsește sunt vizitele. Viața în închisoare e mai rea pentru el decât viața unui animal în grădina zoologică. Mi se părea poate că e o glumă, dar se plictisește. N-are ce să facă. Să citească nu poate, ni să scrie, sau barem să stea cu noi de vorbă când intrăm să-l vedem. Pe semne că ai dreptate. Ar trebui totuși ca el să-și manifeste dorința să primească vizitatori, iar aceștia să cunoască diferitele modalități ce trebuie folosite pentru a putea sta de vorbă cu el. Crezi că-i întreg la minte? Dar toți medicii care l-au examinat și numai Dumnezeu știe câți or fi fost, afirmă că este. Acum naiba și-or fi dat seama. Veneau însoțiți de interpreți care încercau să vorbească cu el. Îi atingeau degetele ca să-i comunice cuvintele după câte s-ar părea. Și au izbutit? Pretindeau cu toții că nu le răspunde dintr-adins. Individul ăsta nu vrea să fie apărat. Clientul lui Victor Delio se ridică brusc și se rezămă cu spatele de perete, stând într-o poziție de apărare, temându-se să nu fie atacat. Era gata pregătit să riposteze. Își domina vizitatorii cu un cap. Dar e un gigant, murmură avocatul. Are o croială de atlet. Nu mă miră că a făcut victima zob. Dar de ce se tot bălăbănește în felul ăsta pe picioare? Nu știu, un nărav. Asta îl face să semene cu un urs în cușcă. Atenție, maestre! Ne-a reperat! Iată-l, acum adulmecă! Nu vă apropiați prea tare! Nu se știe niciodată! Avocatul nu ținu seamă de avertisment, ci dimpotrivă se apropie. Când s-a aflat la o distanță foarte mică de clientul său, își lipi mâinile de cele ale infirmului, care și le retrase repede, de parcă ar fi resimțit un dezgust în acest contact. Victor Delio nu se dădu bătut și atinse apoi obrazul. Infirmul se ghemui și scoase un răcnet ca de fiară. V-am spus, maestre, să fiți cu băgare de seamă, strigă gardianul, dar prea târziu.
Brațele colosului înfășcaseră umerea avocatului și îl zgâlțâiau printre mâriel. Mâinile enorme se apropiau acum amenințătoare de gât. Gardianul se repezi și îl lovi în ceafă cu vâna de bou și îl țili astfel pe gigant să șlepe de prada și urlând de durere să se retragă spre perete. Uf, exclamă numai bătrânul avocat aplecându-se să-și ridice ochelarii. V-am prevenit, maestre! Într-adevăr o brută! Ești chiar atât de sigur? Răspunse Victor Delios sceptic, potrivindu-și ochelarii pe nas. După care se apropie din nou de clientul său și rămase în contemplare o vreme îndelungată înainte de a spune. S-ar părea că cele ce mi-au mărturisit confrații la telefon este exact. Acum înțeleg de ce au preferat să renunțe la proces. Evident că, întrucâtva, îi primești dios să-l aperi pe flăcăul ăsta. Dar cazul devine cu atât mai interesant. Mi-ar place să știu de ce atacă în felul acesta pe toți care încearcă să-l salveze. Nu i-am făcut niciun rău și mă urăște totuși la fel ca pe Chermont și de Sil. Straniu. Dacă aș izbuti să-l fac să priceapă că nu-i vreau decât binele. Dar cum? Au încercat cu toții înaintea dumneavoastră, maestre. El însă nici nu s-a se închisit. Cred că au procedat greșit. Eu voi găsi însă un mijloc. Știi că de n-ar fi avut această întreită înfirmitate, ar fi aproape frumos. Există urâțenii sublime. Privește, trăsăturile feței sunt energice, deși aspre. Statura este impresionantă, dar bine proporționată. De fapt, îmi dau seama că poate place unei femei. Nu tuturora, ci uneia care îi plac brutele. Încă nu i-am văzut soția, dar mi-o închipui firavă, micuță, aproape diafană. Eterna lege a contrastelor care cere ca acest gen de femeie să iubească asemenea tip de oameni. Poate că ne aflăm chiar în fața reîncarnării frumoasei și bestiei. Vă gândiți serios la cele ce spuneți? Întrebă gardianul uimit. Dacă gândesc, dar am chiar convingerea că văd just. Haide să lăsăm. Pentru azi e de ajuns. Voi reveni mâine dimineață cu cineva care va fi în stare să vorbească cu el. Așteaptă. Înainte de plecare trebuie să mă mai apropii odată de el ca să poată aspira mai bine mirosul meu. În felul acesta mă va recunoaște mâine. Dacă i-ar veni, barem ideea să mă atingă el la rândul lui. Obrazul apărătorului se afla doar la câțiva centimetri de cel al ciudatului său client. Dar acesta nu se mișcă de data asta și își ascunse cu îndărătnicie mâinile la spate, sprijinite de perete. Hotărât lucru, azi nu vrea să știe de nimic. Mai știi? Poate că se va trezi mâine într-o dispoziție mai bună. Hai să mergem. Se regăsiră pe culoar după ce cheia scârția a doua oară. Victor Delio pășea tăcut alături de gardian care îl întrebă în clipa când urma să și-a rămas bun. Așadar, sunteți încă decis? Îl veți apăra? Cred că da. Veți fi demn de laudă, o asemenea brută! Nu m-am convins că flăcoul nu-i decât o brută. Desigur, până acum aparențele sunt potrivnice, dar în definitiv nu-s decât aparențe. Cum l-am putea cunoaște cu adevărat dacă nu ne vede, nu ne poate răspunde și nici nu ne aude? Pentru el, dumneata și cu mine, facem parte dintr-o altă lume, pe care abia dacă o atinge întreagăt. Trebuie cu orice preț să pătrund eu în lumina lui și voi descoperi fără îndoială că mă aflu în prezența unui nefericit care suferă și pe care nimeni nu încearcă să-l înțeleagă. Și nu cu lovituri de măciucă voi izbuti. Nu. Nu te-ai gândit niciodată că dacă a ucis, a făcut-o poate fiindcă avea un motiv extrem de puternic. Află că singurii criminali interesanți sunt cei care nu vor să fie apărați. Înainte de a pleca de aici, mi-ar face plăcere să fac o vizită protocolară directorului vostru. Vezi, poate mă poate primi. Domnul Mesnar, om amabil, îl primi binevoitor. Așadar, scumpe maestre, ați făcut cunoștință cu noul dumneavoastră client. Pot să vă întreb care vă sunt primele impresii?
destul de bune. Răspunse Delio spre marea surprindere a interlocutorului său. Asta nu denotă firește că primul nostru contact a fost deosebit de cordial. Nutresc însă o speranță vagă că raporturile dintre noi se vor îmbunătăți pe viitor. Dar n-am venit să vă plictisesc, domnule director, povestindu-vă toate acestea. Sunt aici doar ca solicitant. N-ar fi cu putință dacă v-aș mâna o sumă oarecare de bani, să fie ameliorată rația clientului meu și să nu îi se mai dea chiar din seara asta doar ciorba reglementară și un colț de pâine. Știți bine, scumpe maestre, că regulamentul nu permite ca suplimente decât pachetele venite din afară. Clientul meu le primește? Niciodată. Dar vizitele? După câte știu, nu. E oarecum surprinzător. Omul acesta are familie și cei mai mulți dintre ei locuiesc la Paris. Știu, dar n-au fost văzuți însă niciodată. Este și o mamă. Nu și-a manifestat măcar o singură dată dorința să-și vadă fiul? Nu cred. Dar sora lui? Dar cumnatul său? În fond, nimeni nu se interesează de el, fiindcă îi jenează încă de la naștere și acum îi dă de rușine. S-ar putea crede că n-au decât o singură grabă să-l vadă condamnat la pedeapsa capitală spre a nu se mai pomeni despre el. Dar soția? Pe semne că știți la fel de bine ca mine, scumpe maestre, că a dispărut îndată după crimă. Dispariție perfect inexplicabilă, după ce s-a dovedit că nu a luat parte la asasinarea celui american. Mă miră însă că s-a interesat atât de puțin de soarta soțului său, acuzat de omucidere și întemnițat după ce s-a ocupat de el timp de atâția ani înaintea dramei. Se poate presupune orice. Ați găsit cea mai potrivită expresie, domnule director. Deoarece nu puteți înfrânge regulamentul, mă voi duce la cârciuma de peste drum, unde sunt bine cunoscuți prietenii și rudele pensionarilor dumneavoastră, să-i se pregătească ceva de aleguri și să fie aduse neîntârziat. Mă pot bizui pe amabilitatea dumneavoastră ca ele să fie predate clientului meu chiar astă seară? Voi avea grijă să-i se trimită doar alimente obișnuite, puțină șuncă, chifle, câteva ouă tari, tablete de ciocolată. Am impresia că dacă ar cina diseară mai puțin prost, va dormi apoi mult mai bine, iar după ce se va odihni cum trebuie, poate că mâine dimineață va fi dispus să stea de vorbă cu mine. Cunoașteți oare vreun limbaj care se poate folosi cu surdomuții orbi din naștere? Nu. Există însă, din fericire, pe lumea asta alții înși care le cunosc, cel puțin cei care l-au educat pe clientul meu în timpul copilăriei. La revedere, domnule director, și vă mulțumesc anticipat pentru tot ce veți face pentru dânsul. Ah, da. Un punct esențial asupra căruia nu știu cum să stăruim de ajuns. Încercați să obțineți de la gardien să renunțe la obiceiul de a-l considera pe 622 doar ca o brută. Până la proba contrarie și mai ales până ce va fi judecat, persist să-l consider nevinovat. Cine poate garanta că acest Jacques Vautier nu-i decât un mare timid sau o făptură înfricoșată? Adineaur, am încercat cu el o experiență care mi-a părut cât se poate de concludentă. După ce m-am apropiat de el, i-am apucat mâna și i-am mângâiat obrazul. Reacția a venit imediat. Vroia să mă sugrume și pe Dumnezeul meu, dacă ar fi izbutit, s-ar mai fi întâmplat încă un fapt divers. Dar ceea ce m-a impresionat în timpul tentativei sale eșuate a fost strigătul imnuman pe care l-a scos. S-ar fi putut crede că e răcnetul unei fiare încolțite, al unei jivine prinse la strâmtoare și care dă glas întregii sale uri împotriva veșnicului dușman. Omul a fost cutremurător. V-ar fi răscolit ca și pe mine, domnule director, fiindcă sunt convins că sunteți un om cu o inimă bună. Acel urlet era expresia unei suferințe morale înspăimântătoare. Omul acesta suferă. Suferă fiindcă se simte înjosit. Suferă poate și de o boală necunoscută nouă, dar care a fost adevărata cauză a actului ucigaș. Suferă îngrozitor. Aici e toată problema. La revedere
și pe curând, domnule director. Peste două ore, Victor Delio intra într-o librărie vecină cu Odeonul. Oh, dragă maestre, dar ce vânt prielnic vă aduce pe la noi! Vă văd îndoi, poate, dragul meu Bușe, dar aveți în față un om epuizat după o alergătură prin 14 librării la rând, fără să fi putut găsi ce căuta. Cum de nu m-am gândit încă de la început la excelentul meu amic Bușe, care izbutește dintr-o dată să descopere în fundul prăvăliei cărțile pe care confrații lui nu le au. Cunoașteți cumva un roman care se numește Izolatul? Da, e o lucrare destul de stranie, al cărui autor este, după cât se pare, surdomul și ori din naștere. De fapt, cred că ați auzit vorbindu-se despre dânsul acum câteva zile. Ziarele i-au consacrat coloane lungi ca urmare a unei crime pe care ar fi săvârșit-o pe bordul unui pachebot. Adevărat? Știți, cu excepția gazetei Palatului, citesc rare ori alte ziare. Dar spuneți-mi, n-ar trebui să sporească vânzarea, împrejurarea că autorul e și asasin? Nu atunci când volumul e epuizat. Ar fi trebuit ca editorul să scoată un tiraj nou în primele 24 de ore, pe când crima era încă proaspătă în memoria cititorilor. Când a apărut romanul? Vă voi spune îndată. Librarul deschise un voluminos indice alfabetic. Degetul i se opri. A apărut acum 5 ani. Victor Delio calculă în gând că autorul nu avea pe atunci decât 22 de ani și declară: drace, era destul de tânăr. Autor minune. A avut succes? De curiozitate, pe moment și puțin de critică. Nu un succes de public, nu. Marele public nu se mai interesează de acel gen de roman psihologic răscolitor, poate chiar prea răscolitor, în care autorul își descarcă cele mai neînsemnate sentimente. El cere acțiune, mișcare, mister și mai ales viață, viață. Cu toate acestea, dacă lucrarea vă interesează, cred că mai am una în rezervă. O să vă caute vânzătorul. Îmi amintesc perfect că acest Izolatul a obținut un răsunet mult mai mare în străinătate decât în Franța și că, după apariția lui, autorul a plecat în America pentru un turneu de conferințe pentru problemele surdomuților orbi. Nu s-a mai auzit nimic despre dânsul aici și nici n-a publicat altă lucrare. O conferință ținută de un surdomut orb? Nu-mi pare să fie ușor de înțeles pentru marele public, chiar dacă ar fi plin de bunăvoință, cum este în general publicul american. Conferențiarul a fost, cred însă, un interpret care traducea în cuvinte ceea ce el spunea în alfabetul dactilologic. Dar iată și volumul pe care îl cereți. Inițial cam prăfuit, banderola a lăsat urme și... Nu rupeți banderola. Să vedem întâi ce spune. Izolatul sau omul care a știut să-și creeze o lume pentru sine. Nu-i rău. Izolatul e un titlu frumos. Despre ce este vorba în această povestire? Parcă mi-aduc aminte că eroul principal e surdomut și orb din naștere, aidoma autorului, că s-a îndrăgostit de o femeie, la un moment dat i-a părăsit și nefericitul a rămas pentru o vreme cu totul descumpănit. Apoi încetul cu încetul s-a închis în carapacea lui, refuzând în această însingurătate să aibă cel mai neînsemnat contact cu persoanele din jurul său. Hotărât lucru, scumpul meu Bușe, sunteți indiscutabil cel mai scuțit librar pe care l-am cunoscut. Cumpăr volumul. Nu-i plicticos. Veți vedea, nu, e chiar bunicel. Am chiar impresia că mă va pasiona. Bruta, pista 3. 10 minute mai târziu, un autobuz lăsă pe apărătorul lui Jacques Vautier în fața Bibliotecii Naționale. Ca vechi obișnuit al acestor locuri venerabile și îndrăgostit al arhivelor, știa precis unde să găsească documentul de care are nevoie. Se rezumă doar la diferite ziare din 6 mai și zilele următoare, în care unele relatau cu numeroase detalii macabre, iar altele cu o mare sobrietate, evenimentul tragic care a dus la arestarea clientului său. Un articol i-a atras atenția în mod deosebit. Titlul, etalat pe 3 coloane în rând, rezuma singur faptul divers. Crimă stranie și monstruoasă pe bordul lui De Grasse. Rândurile care urmau dădeau câteva detalii esențiale. Prin radio, 6 mai. Ieri după amiază, în timp ce pachebotul De Grasse plutea pe linia New York-Le Havre, după 3 zile de la plecare, o crimă de o violență aproape inimaginabilă
a fost comisă într-o cabină de lux ocupată de un bogat american, domnul John Bell. Acest tânăr de 25 de ani, unicul fiu al unui membru influent al Congresului din Washington, venea pentru prima oară în Europa. Pe bordul lui De Grasse se mai aflau domnul și doamna Jacques Vautier, care ocupa o cabină de clasa întâia. Jacques Vautier este acel surdomut orb din naștere care a publicat cu câțiva ani în urmă un roman foarte ciudat, Izolatul, care i-a adus în acea epocă oarecare notoritate. Lucrarea a fost tradusă în mai multe limbi și a obținut un mare succes în Statele Unite. Invitat de guvernul american să întreprindă un turneu de conferințe despre progresele obținute în Franța, în delicata operă de educare a surdomuților orb din naștere, Jacques Vautier a locuit timp de 5 ani în Statele Unite și Canada. El a fost întovărășit de soția lui, care a fost cea mai prețioasă colaboratoare. Aceasta, care avea obiceiul să se plimbe pe covertă după dejun, în timp ce soțul își făcea siesta în cabină, a rămas destul de surprinsă când a constatat la înapoierea din promenadă că soțul ei infirm nu se afla lungit pe pat și că la rândul său părăsise cabina. Cum absența lui Jacques Vautier se prelungea, soția lui porni să-l caute pe pachebot. Negăsindu-l, și-a exprimat îngrijorarea față de comisarul de bord, Bertin, încredințându-l că se pot aștepta la tot ce-i mai rău, deoarece Vautier era surdomut orb. S-a dat imediat alarma. N-a căzut oare infirmul în mare? De pe De Grasse s-au pornit cercetări amănunțite. Trecând prin fața cabinei ocupate de domnul John Bell, un stoard, afectat special serviciului pe lângă cabinele de lux, a constatat că ușa ce dădea spre culoare era deschisă. După ce a împins-o, nu fără oarecare dificultate, stoardul, în literal, s-a trezit în fața unui spectacol înfiorător. Tânărul american, îngenunchiat, avea degetele crispate pe clanța ușii. Era mort, asasinat. O dâră de sânge îi se prelingea din gât și îi năclăise pijamaua. Sângele se împrăștiase și pe covor. Pe cușeta din cabină, infirmul Jacques Vautier stătea imobil, în prostrație, cu chipul impasibil. Deși orb, ochii săi lipsiți de expresie păreau să fixeze propriile sale mâini pline de sânge. Stoardul anunță de îndată pe comisarul Bertin, care veni la rândul său în cabina crimei. Jacques Vautier, fără să opună cea mai slabă rezistență, se lăsă arestat și condus la închisoarea de pe bord. Nefericita lui soție consimți la rugămintea comandantului navei De Grasse să slujească de interpretă provizorie pentru un prim interogatoriu. Era de altfel singura persoană de pe bord care cunoștea modalitățile de comunicare cu soțul său, surd, mut și orb. El i-a dat soției să înțeleagă că nu va da nicio explicație asupra crimei, al cărei autor se recunoaște în mod formal și pe care o consideră justificată. A păstrat această atitudine în tot restul călătoriei, în pofida repetatelor întrebări ale soției sale. Motivul crimei apărea cu atât mai straniu, cu cât doamna Vautier a afirmat că ea și cu atât mai puțin soțul ei n-au avut niciodată cel mai mic contact cu victima pe care nu o cunoșteau. Un prim examen făcut de medicul de pe bordul lui De Grasse lăsa să se înțeleagă că Jacques Vautier s-ar afla în deplina facultăților sale mentale. De îndată ce pachebotul De Grasse va intra în portul Le Havre, asasinul va fi predat poliției criminale. Un exemplar al aceluiași cotidian datat 12 mai relata într-un alt articol detaliile acestei ultime operații. Inspectorul principal Marvet, asistat de un interpret specializat în limbajul surdomuților orbi și de un medic legist desemnat în acest scop, s-a străduit să ia un nou interogatoriu lui Jacques Vautier îndată după sosirea lui De Grasse la Le Havre. Asasinul lui John Bell a reînnoit prin mijlocirea interpretului același răspuns pe care îl dăduse propriei sale soții câteva clipe după crimă. Înainte de a fi întemnițat, ciudatul criminal va fi supus unui aprofundat examen medical care va decide dacă ne aflăm în prezența unui individ normal sau, dimpotrivă, a unui nefericit cuprins de un acces subit de nebunie datorită întreitei sale infirmități. După cum avea obiceiul Victor Delio,
nu luă nicio notiță și părăsi în grabă sala de lectură a Bibliotecii Naționale, spre a se urca în autobuzul ce mergea în direcția Cartierului Latin. În timpul traseului, avocatul era dus pe gânduri. Nu exista niciun dubiu cu privire la starea sănătății clientului său. Numeroase rapoarte medicale atașate la dosarul ce l-aștepta pe masă în cabinetul de lucru demonstrau că Jacques Vauthier, cu excepția celor trei infirmități ale sale, era perfect normal. Oare nu răspunsese singur în câteva rânduri în decursul numeroaselor interogatorii pe care i le-a luat judecătorul de instrucție, însărcinat cu acest caz, timp de 6 luni, că pe bordul lui De Grasse a acționat conștient și că nu-și regretă gestul și că dacă ar fi nevoit să o ia de la început, l-ar ucide din nou pe John Bell? A refuzat însă mereu să dezvăluie adevăratul motiv al acestei atitudini. Toate acestea erau strani și îi dovedeau lui Victor Delio că prima lui impresie trebuie să fi fost și cea adevărată. Sub un chip halucinant de brută, Jacques Vauthier ascundea probabil un suflet cu totul diferit. Un suflet era poate prea mult spus, dar în mod cert o voință de oțel pusă în slujba unei inteligențe rare, aproape insodabilă pentru oamenii normali. O inteligență capabilă să inducă în eroare pe toată lumea, sau mai bine zis pe cei care săvârșeau greșeala de a crede înseți, fiindcă văd, aud și vorbesc. Avocatul ajunsese chiar să se întrebe dacă vreodată cineva a izbutit să-i ghicească sau să-l cunoască pe adevăratul Jacques Vauthier. Asta o va afla după ce va lua contact cu rudele infirmului și îndeosebi cu mama lui. O mamă în general își cunoaște bine copilul. Mai erau și cei care l-au educat spre a-l smulge din noaptea lui aparentă. În sfârșit, era mai cu seamă soția. Această Solange Vauthier care părea să se ascundă și tocmai ea trebuia să fie cel mai prețios auxiliar al apărătorului. Va fi deci nevoie să o regăsească negreșit. Și pe când cobora din autobuz la colțul străzii Gay-Lussac cu cea Sfântului Jacques, Victor Delio se gândea într-adevăr că clientul său era foarte greu de apărat. Se opri în fața unui portal la numărul 254 al străzii Sfântului Jacques, deasupra căreia erau înscrise cu litere majuscule aceste cuvinte: Institutul Național al Surdomuților. Victor Delio, care transmisese directorului cartea sa de vizită, nu așteptă prea mult înainte de a fi primit. După ce expuse rapid înaltului funcționar scopul vizitei sale, apărătorul lui Jacques Vauthier întrebă: Nu aveți întâmplător un surdomut orb din naștere printre pensionarii dumneavoastră? Nu, maestre. Aici noi nu tratăm și nu educăm decât surdomuți. Fundația Valentin Huy s-a specializat și pentru orbi. Asta e absolut normal, întrucât metodele sunt diametral opuse. Este văzul. Pentru orb, dimpotrivă, sunt cuvântul și auzul. Ce se întâmplă atunci cu cei care vin pe lume cu toate cele trei infirmități? Nu există decât o singură metodă de educare. Folosirea combinată a celor trei simțuri ce le rămân: pipăitul, gustul și mirosul. Și se ajunge la rezultate demne de luat în seamă? Dacă se ajunge, dar aflați că sunt unii surdomuți orbi din naștere care au atins un nivel de educație și de cultură pe care le-ar putea invidia multe persoane normale. Și unde se petrec asemenea minuni? Nu există decât 5 sau 6 institute specializate pe glob. Franța posedă Institutul Senna din departamentul Haute-Vienne, unde călugării Ordinului Sfântului Gabriel ajung prin răbdare și tenacitate la rezultate cu adevărat surprinzătoare. N-aș găsi destule cuvinte, maestre, spre a vă îndemna să vă duceți acolo. De altfel, cred că îmi amintesc bine că acest Jacques Vauthier, pe care va trebui să-l apărați, a ieșit din Institutul Senna, unde s-a numărat printre cei mai străluciți elevi. Văd că aveți romanul său Izolatul. L-ați citit? Încă nu. Cartea e cea mai strălucită dovadă despre rezultatele pe care ajung să le obțină educatorii inteligenți în cazuri de felul acesta. Mi-ați putea trasa la repezeală liniile mari ale acestei educații? Oh, cu multă plăcere! Am avut prilejul să mă abat de multe ori pe la Senna, unde se află un remarcabil domnul Rodelet. S-ar putea spune că el a pus definitiv la punct metoda, dacă nu ar aparține unui ordin religios, cel al fraților Sfântului Gabriel, guvernul i-ar fi acordat de mult pamlica roșii a legiunii de onoare.
Yvonne Rodelet, pentru care am o admirație profundă, consideră că trebuie să-i dai copilului surdomut orb din naștere, în primul rând, noțiunea semnului, ca să poată seziza raportul existent între semn și obiect, sau, dacă preferați, între obiectul pipăit și semnul mimic ce-l reprezintă. Spre a se atinge acest prim rezultat, sunt folosite metode ingenioase pe care le veți vedea la Sena. Dacă înțeleg bine, vreți să spuneți că elevul este ajutat să se descurce printr-o mimică ce pornește întotdeauna de la cunoscut la necunoscut. Întocmai. Abia după aceea îl poți învăța alfabetul dactilologic, dar el nu-și poate însuși noțiunea literei fără a învăța în prealabil cele 26 de poziții ale degetelor, exclusiv prin supunere și încredere față de profesorul său și poate printr-o vagă aspirație instinctivă către noi cunoașteri. Va ajunge astfel puțin câte puțin să arate un obiect în două feluri, printr-un semn mimic și prin litere dactilologice. Așadar, dacă aș fi educator și aș voi să dau ciudatului meu elev noțiunea de carte, n-aș avea decât să-i pun volumul în mâini, făcându-l să înțeleagă că poate descrie o carte printr-un semn mimic, fie reproducând cu degetele cele 5 litere, C, A, R, T, E. Ați înțeles perfect, scumpe maestre! Apropierea celor 5 litere alcătuiește foarte repede o figură în imaginația elevului care capătă cunoștința echivalenței celor două descrieri, una sumară și sintetică, a doua descompusă și analitică. Repetarea acestei lecții cu diferitele obiecte de care se folosește zilnic imprimă în creierul său cele două modalități de exprimare. Limbajul mimic înțeles repede și cel alfabetic, al cărui sens se dezvăluie progresiv. Până aici e foarte bine. Totuși, până la urmă, cum poate fi învățat copilul să și vorbească? Educatorul pronunță fiecare literă dactilologică pe mâna elevului său. Îl face apoi să-i pipăie concomitent pentru fiecare literă poziția respectivă a limbii, dinților și colțurilor buzelor, gradul de vibrație a pieptului, a părții interioare a gâtlejului și a rezonanțelor aripilor nărilor, până ce elevul e în stare, prin propriile puteri, să reproducă acest sunet pe care nu-l aude și al cărui mod de a se produce nu-l poate vedea. Pieptul profesorului devine un fel de diapazon pe care surdomut orb vine să-l consulte spre a da sunet propriilor sale vibrații. Fiți atât de amabil, scumpe maestre, și pronunțați-o labială, indiferent care. B. V-ați gândit la toată munca ce v-a fost necesară ca să pronunțați această literă unică și simplă? Munca pe care o îndeplinim mecanic și fără eforturi, datorită practicii îndelungate pe care o căpătăm încă din anii copilăriei. Spre a emite acest modest B, limba trebuie să fie întinsă, liber și moale pe partea de jos a cavității bucale, cu buzele puțin strânse, colțurile gurii date ușor înapoi și respirația oprită. În această poziție expulzăm, întredeschizând buzele, o mică parte din aerul afon pe care îl avem în gură. Explozia ce se produce constituie elementul B. Dumnezeule, spuse avocatul surâzând, mărturisesc că nu am reflectat niciodată la toate acestea. Din fericire, cred că dacă ar trebui să mă gândesc dinainte la felul în care vorbesc, asta m-ar paraliza în timpul pledoariei. Copilul va trebui să descopere în profunzime acest mecanism fizic pentru fiecare literă a alfabetului. Când îl va cunoaște, se va putea exprima în limbajul oral. Limbaj imperfect, dar putând fi totuși înțeles de cei inițiați. Educatorul îl va face să înțeleagă pe loc echivalența între litera semn a dactilogiei, litera vorbită și litera scriiturii engleze, reprodusă în relief. El va învăța astfel să citească, să pipăie scriitura văzătorilor. În sfârșit, spre a fi înțeles să posede toate mijloacele de exprimare la îndemână, educatorul îl va face să descopere o ultimă echivalență între litera dactilologică
și litera punctată a scriturii Braille, ceea ce îi va da posibilitatea, scriind, să se facă înțeles de toată lumea și în special de dumneavoastră, care aveți ingrata misiune de a-i asigura apărarea. Vă mulțumesc, scumpul meu director. Încep să văd limpede. Dacă mă pot exprima astfel, iar concluzia mea confirmă primele impresii pe care le-am căpătat de pe urma studierii dosarului și a vizitei pe care am făcut-o clientului meu. Deoarece a scris și un roman, înseamnă deci că educația lui a fost împinsă la limita maximă în Sanaa și că posedă la perfecție toate modalitățile de exprimare. Oh, fără îndoială! Poate să se exprime deci și oral, mai mult sau mai puțin bine, evident, dar poate. Iar dacă tace, înseamnă că vrea să tacă. Știți la fel de bine ca mine că nu există surd mai desăvârșit decât cel care nu vrea să audă și nici mut mai perfect decât cel care vrea să tacă. Țin totodată să vă atrag atenția asupra faptului că în cazul clientului dumneavoastră, acesta fiind nevăzător, nu vă poate citi cuvintele de pe buze, cum fac toți surdomuții noștri. Va trebui deci să-i vorbiți cu mâna, folosind alfabetul dactilologic. Dacă se va decide în sfârșit să vă răspundă altfel decât prin scris, veți mai avea dificultăți infinite spre a-l înțelege. Ar fi preferabil ca răspunsurile lui să vă parvină prin intermediul impulsătorului și al grătarului scriiturii Braille. Și cum nu am habar de ambele metode, mi-ar trebui un interpret. Iată ce mă silește să vă solicit încă un mic serviciu. M-ați putea însoți mâine dimineață la Sante, unde aș vrea să-l determin pe clientul meu să vorbească? Nici n-aș dori altceva, scumpe maestre, dar nu credeți că ar fi preferabil să vă folosiți pentru această conversație de unul dintre acei frați ai Ordinului Sfântul Gabriel, care, de fapt, l-au educat pe Jacques Vautier? M-am gândit de la început și am și scris la Sanna. Am convingerea că unul din acești domni ar accepta să facă unele oficii pe care ți le dictează mila, și cu atât mai vârtos mila creștină. Dar timpul ne împinge din urmă. Îmi pare indispensabil să aibă chiar mâine acest prim contact indirect cu clientul meu. Numai dumneavoastră mă puteți scoate din încurcătură. În cazul când grelele sarcini pe care le aveți v-ar împiedica să mă însoțiți mâine dimineață, îmi veți recomanda poate pe unul dintre profesorii institutului dumneavoastră. Nu-l voi deranja decât o singură dată. După ce reflectă puțin, directorul răspunse: O, voi veni chiar eu! Asta spre a vă dovedi că vă admir curajul. Niciunul dintre confrații dumneavoastră, despre care mi-ați vorbit la începutul întrevederii noastre, nu și-a dat o steneală să se deranjeze spre a-mi cere măcar câteva informații elementare. Cred că au greșit. Am asistat la un curs extrem de folositor. Vă părăsesc, scumpul meu director, dându-vă întâlnire pe mâine dimineață la orele 9, în fața intrării de la Sante. Plec cu senzația că nu-s decât o vită bătrână, care mai are totul de învățat. Când Victor Delio se întoarse în sfârșit acasă, fu întâmpinat de tânăra Daniela, care îi spusese încă din vestibul: Păcat că nu ați venit cu o oră mai devreme, ați fi avut un vizitator. Unul dintre martori deja? Să fie într-un ceas bun. Cine? Doamna Simona Vautier. Oh, ia te uită, maică sa. Asta mă bucură, fetițo. Ce ți-a spus? Că a primit azi dimineață scrisoarea dumneavoastră și a venit de îndată. Să profităm fără întârziere de această bună dispoziție. Plec din nou. La unde vă duceți? La respectiva doamnă, în Asnier. Îmi închipui că o fi ajuns acasă și de nu am să o aștept. Am cu ce să-mi trec vremea. Apoi arătă spre volumul pe care îl ținea în mână. După ce și-aruncă ochii pe copertă, studenta îl întrebă uimită: Ați început să citiți romane, maestre? De ce nu? Niciodată nu-i prea târziu. Nu te frapează nimic la copertă? Nu. Titlul? Izolatul are o rezonanță cam tristă. Ochii Danielei se măriseră dintr-o dată. Ah, ba da! Numele autorului este... Chiar el. Vezi, fetițo, am convingerea că în aceste 300 de pagini se află cheia procesului.
pe curând și mai cu seamă rămâi aici. Nu se știe niciodată dacă vreunul dintre ceilalți martori ipotetici s-ar decide să vină. Închisese deja ușa vestibulului, dar fata mai stătea perplexă, întrebându-se dacă perspectiva unei pledoarii la curtea cu juri nu tulburase mințile bătrânului ei prieten. Nu reveni decât la miezul nopții declarând: sunt frânt de oboseală, dar satisfăcut. A mai rămas cafea. V-am preparat, maestre. Ești îngerul meu păzitor, micuță Daniela. Și acum pleacă de grabă la pensiunea dumitale. Trebuie să dormi. Oh, dar, maestre, îngerii nu dorm. Nu-s chiar atât de sigur ca dumneata. Îngerul meu păzitor trebuie să pice de somn. Ați văzut-o pe doamna? Am văzut-o. Noapte bună, fetițo. Revin-o mâine dimineață la 8:30 să faci de gardă. De îndată ce rămase singur, își trase pe spate vechiul halat ponosit, încălță papucii și se instală în fotoliu spre a savura a treia țigară de foi a decanului. Se adâncea apoi în lectura romanului. Reciti câteva pagini în care autorul descria starea în care se afla eroul său, surdomut orb ca și dânsul, în ajunul luării în sfârșit a contactului direct cu lumea din prejur. Era, spuneau aceste pagini, cel care n-a văzut, n-a vorbit și nici n-a auzit vreodată, care nu cunoaște nimic, nu-și poate explica nimic, care trăiește fără să-și dea măcar seama ce este viața, într-o totală opacitate a beznei și a tăcerii, care nu are legături cu lumea din afară, despre care nici nu încearcă să-și facă o idee din fundul prăpastiei în care se zbate, decât prin miros, gust și pipăit. Nu era decât un rebut și ultima treaptă a deznădejdii umane. Sta la o fereastră deschisă ce lăsa să intre prin răbufniri una dintre rarele senzații pe care le percepea, cea de cald și de rece. Sta acolo, posesor al unei forțe inutile care se întoarce împotriva-i, spre a-i strivi în fiecare clipă sentimentul confuz la început, dar din ce în ce mai lămurit, al neputinței sale. Se afla acolo lipsit de voință sau plin de mii de dorințe neexprimate care se izbesc de nesfârșite obstacole. Se afla acolo prizonier veșnic înlănțuit, deși cu mâinile și cu picioarele libere, în contrast cu osândiții la moarte, deoarece el era nevoit să trăiască. Se afla acolo nemișcat, chincit în el, stângaci, pasiv, gata la orice, fără să aștepte nimic, zidit în bezna groasă ce-l înconjura, beznă pe care o pipăia și o respira, beznă pe care o bea și o mânca, beznă care era pentru el în același timp culoare, aer, cerul, marea, apăsarea gândurilor, a toropelii, a existenței sale împietrite, a somnului și deșteptării sale. În sfârșit, bezna de care avea o oroare instinctivă, fără să știe totuși ce este și pe care era nevoit să o îndure. Dar iată că într-o zi, într-un minut oarecare, ce va rămâne amintirea lui cea mai frumoasă, el, jumătate mort și jumătate viu, își dă seama pipăind una din acele ființe misterioase care îl mișcă în clipa aceea că acest contact capătă o însemnătate particulară și ordonată, pare să dezlănțuie o voință din afară, să manifeste un gând, o intenție, o veleitate de a se exprima, de a se sprijini pe ceva. Se strădui să desprindă un semn. Încetează. În sfârșit să fie un simplu contact întâmplător spre a deveni cel al unei înțelegeri care să acționeze cu răbdare și fermitate. Iată-l apoi un captiv la pândă, nebunit, intrigat, tremurând, suferind și transpirând, cuprins de o neliniște inexplicabilă. Își încordează instinctiv toate facultățile amorțite, toate dorințele sale de a nu pierde nimic din semnul cel nou pe care îl face acest cineva care ciocănește la ușa închisorii sale. Nu știe încă ce vor de la dânsul, dar a intuit din adâncul singurătății sale că îi se cere totuși ceva. E cineva care vine cu ajutorul pipăitului să deschidă o ușă în existența sa aproape minerală, să pătrundă în el. De aici încolo s-a stabilit o comunicație între aceste două făpturi. Prizonierul toropelii, care nu vrea altceva decât să scape de ea, și eliberatorul său, care a și început să năduruie zidurile închisorii.
Asemenea pagini îl lăsau nedumerit pe avocat. Doar o ființă excepțională putea atinge această ascuțime de gândire. Și întrucât Vautier descrisese cu atâta sensibilitate primul contact dintre un surdomut orb cu persoana care a izbutit să-l smulgă din beznă, neîndoios că dânsul personal a trăit această clipă patetică. Dar cine era celălalt? Bărbat sau femeie? Victor Delio îi spuse că trebuie să fie acest educator genial despre care i-a vorbit chiar în după amiaza aceea, directorul institutului din strada Sfântul Jacques, acel frate al Ordinului Sfântul Gabriel, care l-a avut sub ocrotire pe Vautier de-a lungul anilor într-un institut specializat din Sanam. Avocatul făcuse deci bine că i-a scris fratelui Yvon Rodelet și aștepta răspunsul cu nerăbdare. Când menajera a venit la serviciu a doua zi de dimineață, îl găsi din nou pe Delio ațipit în fotoliu. Se întreba și ea ce schimbare s-a putut produce în viața lui de 48 de ore încoace. Pe când își punea această întrebare, auzi vocea încă adormită avocatului. Câte ceasul, madame Luiza? O, 8, domnule! Renunț să te mai rog să-mi spui, maestre, madame Luiza. N-ai să reușești. Să ne mulțumim, deci, cu activitatea dumitale casnică. Pregătește micul meu dejun. Poftim o scrisoare pe care mi-a dat-o portăreasa pentru dumneavoastră. Avocatul schiță un surâs în timp ce lua cunoștință de conținutul scrisorii. Acest doctor Dervaux pare a fi un om amabil și, în tot cazul, politicos. Mi-a răspuns imediat. Singurul necaz e că va trebui să plec la Limon și să stau de vorbă cu el. În sfârșit, sunt micile neajunsuri ale meseriei. Bruta, pista 4. La ora 9, Delio pătrundea în acea ce el numea domiciliu provizoriu al clientului său, însoțit de directorul institutului din strada Sfântului Jacques. Același gardian îl conduse la celula 622, dar se abținu de data aceasta să mai pună vreo întrebare. Când era gata să descuie ușa celulei, avocatul îi spuse: Am citit romanul ciudatului vostru pensionar. E curios și bine scris, ceea ce îi dă o notă foarte bună. Apropo, a primit aseară vreun pachet? Da, maestre. Vezi că se poate orice? L-a apreciat cel puțin. O, a devorat ouăle de fierte și ciocolata. Delio se întoarse către directorul institutului spunând: Facem progrese. Poate că am găsit mijlocul de îmblânzire. Era copilăresc de simplu. De ce nu l-or fi folosit predecesorii mei? Acum va fi nevoie mereu de o... Nimica toată spre a statornici între el și mine, apărătorul său, curentul de simpatie indispensabil. De aceea avem nevoie de un interpret abil. Să știți că nu voi ieși azi din celula asta decât după ce voi fi câștigat. Ei, și acum, între noi doi, Vautier. Vautier, flăcăule, numai între noi. De îndată ce ușa grea se deschise, prizonierul, care ședea pe pat, se retrase către perete. Hotărât lucru, îmi pare și mai mare decât ieri, și se leagănă mereu pe picioare ca un urs. A putut auzi că am intrat? O, vă repet, maestre, că el ghicește orice prezență, o miroase! Ai rostit, amice, cea mai inteligentă frază pe care ai spus-o de când ne cunoaștem. Constatarea este exactă. Ne miroase. El miroase pe toată lumea. Așadar, ce gândește scumpul meu interpret despre clientul meu? Directorul institutului rămăsese nemișcat pe prag, parcă țintuit de groază. Răspunse după un mic răgaz: E un personaj neliniștitor. Altă constatare exactă. Aș întregi chiar, scumpe prietene, cele spuse de dumneata. Întreb, dacă e cu putință ca sub asemenea fizionomie să se ascundă un creier organizat? Și totuși, i-ai citit volumul? Straniu autor, într-adevăr. Avocatul se apropie de colos și spuse gardianului, fără măcar să se întoarcă spre el: Vezi ce bine că ieri, înainte de a părăsi celula, l-am făcut să-mi simtă mirosul. Acum nu se mai agită, mă cunoaște.
E chiar ciudat și destul de tulburător că te gândești că i-a fost suficient să mă miroasă o singură dată, ca apoi să mă recunoască. Asta nu înseamnă că am și devenit prieten. Deocamdată ne supraveghem reciproc. Se află totuși cineva aici care îl stingherește. Vedeți? Dumneavoastră, scumpul meu interpret, simte un al treilea miros. Al meu și al gardianului au devenit familiare. Va trebui să se deprindă și cu al dumneavoastră. Dar, pe moment, cum mă tem puțin de reacțiile pe care le-ar putea avea față de dumneavoastră și nu aș vrea pentru nimic în lume să vă facă aceeași primire cam bruscă pe care mi-a făcut-o ieri, mă voi strădui să spar gheața printr-o foarte mică gentilețe. Tot vorbind, Victor Delios trecură în mâna dreapta lui Votie un pachet cu țigări. Infirmul scoase de îndată, cu mâna stângă, o țigară din pachet și o duse spre buze fără cea mai mică ezitare. Avocatul îi apropie o aprinzătoare veche cu iască. Un vătăluc puternic de fum ieșit din nările large ale lui Votie, devenind astfel că apreciază atenția. Fumează. Asta înseamnă că ne aflăm în prezența unui animal civilizat și individul are aerul că-i place. Așadar, nimeni nu i-a oferit țigări până acum? Nici nu i-a trecut cuiva prin cap. Ce vreți? Nu se poate afla ce-i place. Mărâie tot timpul. Fii atent, dragul meu, că în clipa de față fumează fără să mărâie. Să profităm neîntârziat de starea euforică în care pare că se găsește spre a-i pune niște întrebări. Uite, dar parcă azi ești ras proaspăt. S-a bărbierit de cu ziua. Singur? Da, are mâinile tare îndemânatice. Am băgat de seamă ieri. Scumpe interpret, cred că acum vă puteți apropia de el fără teamă. A avut destul de regal să ne adulmece. Interpretul nu se liniștise decât pe jumătate. Nu vă înfricoșați. În fond, flăcăul ăsta, cât o namilă, e foarte gentil. Devine aproape sociabil. Ras proaspăt, fumându-și tacticos țigarea, în curând îl vom preface în mielușel. Aveți cuvântul dacă se poate folosi această metaforă. Mi-ar place să-i dați a înțelege, ca introducere, că eu sunt noul său apărător și dumneavoastră doar un interpret. Explicați-i că sunt cel mai bun prieten al său, fără să bănuiască că o voi continua să am grijă de hrana și de țigările lui. Degetele interpretului începură să atingă prudent falangele infirmului. Acesta se lăsă în voie, dar expresia feții îi rămânea de nepătruns. Ce răspunde? N-a răspuns nimic. Nu-i nimic. Important e că a înțeles cine sunt. Și acum vă rog să-i spuneți că mi-a plăcut mult, mult de tot romanul său Izolatul. Degetele alergară din nou peste falange. Chipul lui Jacques Votier păru să se lumineze. Ei, ei, iată că i-am descoperit o coardă sensibilă, orgoliu de autor. Spuneți-i de grabă că voi obține autorizația să-i se dea un impunsător, un grătar și hârtie cartonată, încât să poată profita de singurătatea lui forțată spre a pune bazele unui nou roman. Făceți-l să înțeleagă că impresiile din celulă ar interesa multă lume. Interpretul își reluă misiunea. Când degetele sale agile își recăpătară mobilitatea, cele ale infirmului atinseră la rândul lor falangele tăcutului său interlocutor. În sfârșit răspunde. Spuneți-mi ce spune. Că vă mulțumește, dar că e inutil, nu va mai scrie niciodată. Oh, detest afirmațiile gratuite. Spuneți-i că, după părerea mea, a făcut bine că l-a ucis pe american. Considerați că îi pot spune asta? Trebuie. Desigur, ceea ce afirm nu e chiar după canoane, dar e indispensabil. Numai astfel clientul meu va căpăta convingerea absolută că apărătorul îl aprobă. Alminter, nu se va statornici încrederea între noi. Interpretul transmise cele cerute de apărător și Delio crezu că discerne pe chipul nepătruns reflectarea unei surprize. Mai adăugați
că din moment ce a procedat bine, rezultă că nu e vinovat. Și puneți-i 5 întrebări. Prima, de ce se învinovățește? Nu răspunde. A doua întrebare, de ce a refuzat până azi să fie apărat? Nu răspunde. A treia întrebare, iar plăcea să-și îmbrățișeze mama? Nu. Iată un răspuns categoric. A patra întrebare, ar dori să-și revadă soția? Nu. Foarte interesant. A cincea și ultima întrebare. Dorește să-i prilejuiesc o întrevedere aici cu Yvon Rodelet? Nu răspunde. Nu răspunde. Dar n-a spus nu. Dragul meu director, ne oprim aici. Știu destul acum. Îmi cer încă o dată scuze că v-am răpit un timp atât de prețios. Înainte de plecare, aș dori să explicați clientului meu că țin în mod deosebit să-i strâng mâna. Va fi singurul meu mijloc de a-l face să priceapă că port mai mult decât o reală simpatie. Toată afecțiunea mea. Delio făcu gestul pe când interpretul traducea infirmului sensul. Dar mâinile lui Vautier rămaseră înghețate. Când cei doi vizitatori se găsiră pe strada Santé, avocatul întrebă. Spuneți-mi sincer, ce gândiți despre clientul meu? Același lucru ca și dumneavoastră, scumpe maestră. E un băiat inteligent și viclean, care nu spune decât ceea ce poftește și știe să profite de aspectul său exterior spre a păcăli pe cei care îl văd. E și părerea mea, domnule dragă. M-am convins că ființele inteligente sunt uneori mai greu de apărat decât imbecilii. Victor Delio se întoarse de-a dreptul acasă, unde l-aștepta Daniela cu nerăbdare să-i mâneze o scrisoare venită cu cea de-a doua cursă și care purta ștampila din Sana. După ce o parcurse de la un cap la celălalt, avocatul spuse. Plec. Nu-mi rămâne timp decât spre a mă urca în expresul de după amiază, care mă va lăsa la Limoges, pe la orele 7. Am de făcut o scurtă vizită în acest orășel, după care sper să prind o legătură pe la 5 pentru răsăritul soarelui, dacă va răsări. Și chiar dacă n-ar mai răsări, voi merge până la capătul acestei afaceri tenebroase. Bineînțeles că vei locui aici pe timpul absenței mele spre a face de gardă în continuare. Când vă veți înapoia, maestre? Habar n-am. Să recapitulăm. Dintre cele 5 persoane cărora le-am scris, am și izbutit să vedem una. Pe mama lui. Da. Astăzi seară voi întâlni pe a doua în Limoges. Pe doctor. Mâine voi vedea încă 2 persoane. Rămâne așadar a 5-a, soția. Cel mai greu va fi să ajung la ea. Îi va parveni oare scrisoarea mea? Și dacă da, îmi va răspunde. Mister. Cu toate acestea îmi păstrez nădejdele. Cu un pic de bun simț se limpezesc și cele mai încălcite situații. E păcat că teza dumitale de doctorat e atât de avansată că ți-aș fi oferit un subiect frumos. Poate apărătorul în conștiința lui să aprobe un omor? Totuși gândește-te. Și dacă ți-ar surâde, nu vei pregeta să iei totul de la început. Nu vei fi singura. Poate și eu în clipa de față, la 68 de ani, am impresia că reîncep cariera. La revedere, fetiță. Absența a durat 4 zile. Daniela era îngrijorată când deodată auzi zbârnitul soneriei care îl recunoscu pe avocat. Era 2 noapte. Oh, în sfârșit, maestre, ați venit! Bună seara, fetiță! A mai rămas ceva de mâncare? Că-s hămesit ca un lup. Bătrânul meu stomac nu se mai poate acomoda cu minunățile dubioase ale unui vagon în restaurant.
Oh, avem tot ce ne trebuie, maestre, pe semne că sunteți și obosit. Mai puțin decât aș fi crezut. Te autorizez să trâncănești cu mine cât vrei în timpul cinei, dar după aceea trebuie să-ți reintegrezi domiciliul. Avocatul se servi copios la masă. Fata nu îndrăznea să-l întrebe ceva. El a fost cel care a sfârșit prin a vorbi, în timp ce despica o pară. Văd că mor de curiozitate să știi ce am făcut. Și cum nu m-ai întrebat nimic, îți voi spune eu. Am asistat la câteva experiențe. Experiențe? Pe ființe omenești care s-au născut fără auz, fără văz și fără grai. Și trăiesc? Mai puțin prost decât îți închipui. Continuă să despice para, tot scrutând pe tânăra sa colaboratoare care îi părea îngrijorată. Ce? Te frământă ceva? N-aș fi vrut să vă spun nimic, maestre, fiindcă vă știu pentru un moment atât de ocupat. Dar după plecarea dumneavoastră, noapte de noapte, pe la orele 11, primeam un telefon ciudat. O voce de femeie, întotdeauna aceeași, întreba dacă sunteți aici. De îndată ce răspundeam că lipsiți, telefonul se închidea. Asta e totul? Da, maestre. E un fleac. Dacă aș ști că am o iubită zurlie, aș putea nădăjdui că ea a fost. Dar, din păcate, n-am niciuna. Și acum, fetiță, du-te acasă. Mâine ai concediu. Pentru orice eventualitate, treci poi mâine pe aici. Ha, noapte bună. De cum a rămas singur, Delio își puse halatul de casă și, renunțând de data asta la fotoliu, se instală la birou și începu să citească o serie de broșuri aduse din călătorie și care purtau pe copertă mențiunea Institutul Regional de Surdomuți Orb Sana. Fu smuls din lectura în care se adâncise de țâritul telefonului. Alo? Chiar el, doamnă? Cu cine am onoarea? Ah, da, perfect. Va parveni până la urmă scrisoarea mea? Asta dovedește, stimată doamnă, că nu sunteți de negăsit cum pretindeau predecesorii mei. Aș fi tare bucuros să vă întâlnesc, doamnă Votie. Sunteți singura care mi-ar putea lumina în sfârșit calea asupra acestei afaceri. Vă implor, doamnă, e în cauză soțul dumneavoastră, omul al cărui nume îl purtați. Mai este în joc și propriul dumneavoastră interes. E greu de explicat motivele dispariției și tăcerii dumneavoastră. Știu. N-aveți cu drama nici în clin, nici în mânecă. Și tocmai de aceea am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Iar depoziția ce o veți face va avea deci o greutate cu atât mai mare. Sunt la ordinele dumneavoastră, în ziua și la ora pe care o veți binevoi să mi le fixați. Nu țineți să veniți la mine? Bine, doamnă, înțeleg perfect. N-ați dori să vin eu la dumneavoastră? Bine, nici așa. Preferați să vă păstrați incognitoul. Sunt de acord și cu asta. Deci, unde ne vom putea întâlni? La Bagatelle. Da, e un parc încântător, făcut mai curând pentru întâlniri amoroase. Ideea nu era totuși. În această perioadă a anului va fi puțină lume acolo. Vă promit că voi fi singur, secret profesional. Bine. Deci, mâine dimineață. Vă convine ora 10? Bun. Pe aleea trandafirilor. Veți purta un taior blămaren și o eșarfă gri. Bine. Mă veți recunoaște lesne, doamnă. Sunt un omuleț bătrân și foarte miop și mă îmbrac întotdeauna negru. Da. Omagile mele, doamnă. Victor Delio s-a readâncit în lectură. Chipul său nu reflecta niciun sentiment de satisfacție. Sosi punctual la întâlnire. Doamna, în taior blămarin, garnisit cu eșarfa gri, îl aștepta, plimbându-se în sus și în jos pe aleea trandafirilor. La această oră, încă matinală, aleile din Bagatelle erau pustii. Avocatul se îndreptă spre necunoscută, potrivindu-și ochelarii, încât să aibă o primă viziune de ansamblu. Ea era așa cum prevăzuse. Solange Vautier oferea un contrast izbitor cu soțul ei. Blondă, pe când el era brunet, fină, cu o înfățișare aproape firavă, dar de o frumusețe desăvârșită. Pielea ei părea străvezie, carnația diafană.
o făptură de vis răsărită din vreo legendă de pe malurile Rinului. Era micuță și în aceeași timp bine proporționată. În genul miniatural, după cum soțul ei făcea parte din specia giganților, această făptură încântătoare părea într-adevăr frumoasa bestiei. Iertați-mă că v-am făcut să așteptați, doamnă. Oh, n-are nicio importanță. Vă ascult. Voi încerca să fiu scurt, doamnă, în două cuvinte. Am nevoie de dumneavoastră. Și când spun am, vă rog să înțelegeți, avem nevoie. Soțul dumneavoastră și cu mine avem... Sunteți chiar atât de sigur, maestre? Jacques, dimpotrivă, a făcut totul ca să nu mă vadă din clipa dramei. Am insistat să mă primească la închisoare, dar a refuzat mereu. Părea că fuge de mine. De ce? Încă nu vă pot explica nimic, doamnă, și eu caut, ezit. Singurul lucru pe care îl știu, fiindcă îl simt, e că puteți și că trebuie să mă ajutați. Dar nici nu cer altceva, scumpe maestre. Atunci, doamnă, de ce ați refuzat să faceți aceea serviciu predecesorilor mei? N-aveam încredere în ei. Nu vedeau în bietul meu soț decât un caz bun de exploatat pentru publicitatea personală. Dacă v-aș spune că aceiași așa ziși apărători erau convinși de vinovăția lui, pe când eu știu sigură că Jacques n-a ucis. Ce vă face să vorbiți astfel, doamnă? Un sentiment lăuntric și strict profesional. Jacques e incapabil să ucidă. Și sunt mai îndreptățită să o spun decât oricine, căci nimeni pe lume nu-l cunoaște mai bine ca mine. Nu mă îndoiesc, doamnă. Și tocmai de aceea îmi veți fi de mare ajutor. Nu, maestre, v-aș fi putut fi întrucâtva de folos dacă Jacques ar fi vrut să fie apărat, dar nu vrea. Caută să fie condamnat, o simt. Nici dumneavoastră și nici altcineva de pe lume nu veți izbuti să-i smulgeți taina. Dacă n-am putut-o face eu pe vapor în timpul interogatorilor la care am fost singura interpretă după crimă. Oricât de contradictorii vă vor părea primele mele concluzii, trebuie să vă mărturisesc, doamnă, că, aidoma predecesorilor mei, am convingerea fermă că soțul dumneavoastră este ucigașul tânărului american. Toate probele duc spre această concluzie. Am pretele sale digitale, propriile lui mărturisiri. De ce vreți oare cu toții ca soțul meu să-l fi ucis pe acest om pe care nu-l cunoștea și de-a cărui existență nu avea habar? Numai dumneavoastră, doamnă, mă puteți ajuta să descopăr acest de ce. Am toate motivele să cred că rațiunea crimei e atât de valabilă, ceea ce am și comunicat ieri soțului dumneavoastră prin mijlocirea unui interpret, încât nu-mi va fi prea greu să-i obțin achitarea. Tânăra se uită lung la avocat înainte de a-i răspunde, cu o voce aproape șoptită, de parcă s-ar fi temut ca vântul să nu-i împrăștie cuvintele pe aleile pustii. Jacques n-avea niciun motiv întemeiat spre a săvârși această crimă. E o fericire, doamnă, că aceste cuvinte le-ați pronunțat în fața mea, apărătorul soțului și deci prietenul dumneavoastră. Dacă veți persista să le repetați și în fața curții, unde sunt decis să vă cer citarea ca martor apărării, am avea motive să ne temem că ele ar putea atrage condamnarea lui Vautier. Cred că ar fi nevoie, doamnă, să ne revedem chiar mâine, la mine, spre a discuta toate mai pe larg. Să spunem, deci, că această întâlnire în aer liber n-a fost decât o primă luare de contact. Ora pe care o veți decide va fi și a mea. Timpul ne alungă din urmă. Lăsați-mă să mai reflectez. Vă voi telefona diseară pe la orele 11. Cum doriți. Ah, da, înainte de a vă părăsi, mi-aș îngădui, doamnă, să vă pun o ultimă întrebare. Vă ascult. Mi-ați spus chiar adineauri, stimată doamnă, că soțul dumneavoastră a refuzat cu îndărătnicie să vă revadă în clipa crimei. Aceasta confirmă punct cu punct informațiile pe care le aveam dinainte. Ați afirmat totodată că ați făcut tot ce v-a stat în puteri spre a-l revedea, deși s-a opus. Vreau să cred, cu toate că cercetările mele afirmă contrariu. Unii merg chiar până acolo încât pretind că vă ascundeți. Trebuie să recunoașteți că atitudinea dumneavoastră de până acum față de apărătorii soțului
confirm această părere, ceea ce îmi conferă dreptul să vă întreb. Vreți sau nu, doamnă Vautier, să mă ajutați a-l apăra pe soțul dumneavoastră acuzat de crimă? Privirea din ochii albaștri ai tinerii femei rătăci din nou pe obrazul interlocutorului său. Buzele începură să-i tremure, dar nu scoase niciun sunet. Apoi, brusc, întoarse capul și o luă la fugă pe aleea trandafirilor cu ochii scăldați în lacrimi. Bătrânul avocat înmurmurit privea cum se îndepărtează în grabă silueta firavă, fără a încerca să o ajungă din urmă. Trecuse o săptămână de când decanul încredințase lui Victor Delio apărarea acuzatului Jacques Vautier, când avocatul reapăru la Palatul de Justiție. Așadar, în ce stadiu te afli cu cazul încredințat? Aproape de sfârșit. Bravo, bravo! Ai venit totuși să-mi cer o amânare, nu? Nu. Sunt pregătit și aștept începerea dezbaterilor. De la 20 noiembrie. Ei, da, așa mai zic și eu. Ai izbutit să te descurci atât de repede? Bravo! Și ce părere ți-ai format despre clientul tău? Îngăduiem să nu-ți răspund. Cum dorești. Dar așa, în general, ești mulțumit? Nu mai e supărat pe mine că te-am numit din oficiu? Am să-ți mulțumesc altă dată. Acum însă aș vrea să iau contact cu adversarul meu. Voran? Îl cunoști? Din renume. Să știi că vei avea de înfruntat un adversar puternic. E avocatul ambasadei. El asigură îndeopște apărarea cetățenilor americani, mai ales dacă sunt asasinați la noi. Cred că în clipa de față trebuie să se afle la palat. O să-l chem. În fond, mi-ai făcut un serviciu. Mă întrebam dacă un confrate atât de ilustru se va înjosi până într-atâta încât să facă cunoștință înainte de proces cu un avocățel de teapa mea. Oare ne totuși un băiat amabil, sub o aparență puțin distantă. Cu toate că nu te-a văzut niciodată, sunt convins că stimează un confrate care și-a asumat greaua sarcină de a-l apăra pe Vautier. Raporturile voastre profesionale nu pot fi decât excelente. De-al minteri, iată-l ca și sosit. Intrați, vă rog, scumpul meu amic, și dați-mi voie să vă prezint pe noul dumneavoastră adversar în procesul Vautier, bunul și vechiul meu coleg, Delio. Strângerea de mână schimbată de cei doi avocați fu rece. Domnii Voiron și Delio nu semănau deloc. Din punct de vedere fizic, primul era frumos. Avea vreo 20 de ani mai puțin decât adversarul său. Se exprima cu o anumită prețiozitate și părea foarte satisfăcut să se asculte vorbind. Moralmente, diferența dintre ei era și mai sensibilă. Victor Delio se gândea numai la clienții săi, iar André Voiron se gândea în primul rând la el. Chiar de la primul contact, avocatul părții civile ținu să precizeze distanțele. Este, cred, pentru prima oară, scumpe confrate, când pledați în fața curții cu juri. Într-adevăr, și nu sunt mai mândru din pricina asta. Cât de bine vă înțeleg. E întotdeauna greu să te adaptezi. Personal prefer să las colaboratorilor mei procesele corecționale. Bătrânul nici nu clipi și spuse amabil. Deoarece am norocul să vă întâlnesc în biroul decanului, scumpe confrate, pot să vă întreb câți martori veți cita? O duzină și mai bine. Dar dumneavoastră? Abia jumătate. Nu mă miră. Predecesorii dumneavoastră mi-au dat să înțeleg dificultățile de care s-au izbit în această privință. N-au căutat prea departe. Așadar, scumpe confrate, ne vom revedea la primul termen. De cum Delio părăsi cabinetul, elegantul Voiron spuse decanului. Caragios, moșneguț, de unde e? Nu cumva din provincie? Eroare, dragul meu, Delio va fi curând președintele Asociației Avocaților din Baroul Parizian. Nu-mi vine să cred. Pot afla, scumpul meu decan,
De ce i-ați încredințat acest caz? Din trei motive întemeiate. Primul, că niciun avocat din barou n-a vrut să-și asume apărarea. Al doilea, că am considerat echitabil să ofer unui om ca Delio un proces care să-l facă în sfârșit cunoscut, fie și numai confraților săi care îl ignorează intenționat. Al treilea, deoarece consider că adversarul dumneavoastră are talent. Într-adevăr. Aparent, nu-i un om strălucitor, dar după mine posedă o calitate din ce în ce mai rară în profesia noastră. Își iubește meseria. Bruta, pista 5. Viitoarea avocată Daniela Jeni n-avusese până atunci norocul să asiste la un proces al curții cu juri, întrucât locurile rezervate avocaților din barou erau totdeauna distribuite confraților binecotați la curte. Dar în acea zi de 20 noiembrie, când au început dezbaterile procesului Votie, tânăra stagiară n-a avut de ce să se plângă. Instalată pe banca părării de Victor Delio, care o prezentase în tot palatul drept cea mai prețioasă colaboratoare, se uita cu curiozitate în sală și la publicul care se înghesuia. Faptul că îmbrăcase roba de avocat și își pusese cu îndrăzneală toca tradițională peste zulufii blonzi, o făcea pe Daniela să se simtă ca în elementul ei. Prima persoană care căzu sub privirile ațățate de curiozitate ale fetei fu, bineînțeles, vecinul ei cel mai apropiat, bunul, admirabilul Delio. Se părea că aceste mărețe împrejurări n-avură darul să modifice în vreun fel aspectul său neglijent. Această robă înverzită dintotdeauna și aceiași ochelari care continuau să-i se clatine pe nasul mare de deasupra mustăților sale stufoase. Bătrânul avocat nici nu se sinchisea de cele 500 de perechi de ochi pironiți asupra lui cu un straniu amestec de uimire și compătimire. Fiecare se întreba de unde o fi răsărit aiuritul ăsta din alte vremuri și cum naiba va izbuti să iasă cu fața curată dintr-o luptă în jurul unui caz atât de delicat. Pentru moment, Victor Delio își concentrase atenția ca să asculte ce spunea cu glasul scăzut vecinul său din stânga, directorul institutului din strada Sfântul Jacques. Până la urmă, se pasionase și el pentru această afacere. Solicitase și obținuse numirea sa ca prim translator între curte și acuzat pe toată durata dezbaterilor. De nenumărate ori în cursul celor 3 săptămâni ce au precedat începerea procesului, acest om de bine îl însoțise pe Victor Delio la închisoarea Santé și izbutise cu multă abilitate să smulgă infirmului câteva răspunsuri esențiale. Jacques Vautier sfârșise chiar prin a se deprinde cu interpretul, a cărei alegere se arăta judicioasă pentru buna desfășurare a procesului. După ce trecu rapid în revistă asistența alcătuită îndeosebi din femei elegante, fără nicio ocupație, privirea Danielei se fixa asupra adversarului din proces, maestru Varan. Acesta, de ce să nu recunoaștem, avea o ținută impresionantă, cu totul alta decât a umilului și obscurului Delio. Era asistat de un important stat major de colaboratori subaltern, pe lângă care își atașase și un avocat cu faimă. Contrariul lui Victor Delio, Varan privea asistența binevoitor și își flutura de pe acum mânecile robei cu gesturi largi, atrăgând asupra lui destule priviri languroase din partea obișnuitelor sale admiratoare. Se simțea că, odată în plus, marele avocat se pregătea să triumfe. Această siguranță de sine o stingherea pe Daniela, care vedea și mai adânc prăpastia în care avea să se prăbușească bătrânul ei prieten. Hotărât, Varan era tot ce vrei, numai simpatic nu. Când în sfârșit acuzatul fu introdus în boxă, ochii cercetători ai Danielei se imobilizară pe chipul lui. Nu-l mai văzuse până atunci, iar Delio îl descrisese destul de vag. Apariția lui a constituit pentru gingașa și sensibila Daniela un adevărat șoc nervos. I se tăiase și respirația. Nu-și putuse închipui vreodată că există undeva pe lume o făptură asemănătoare care să aparțină totuși speciei umane. Părul zbârlit, obrazul bestial, fălcile de buldog, capul monstruos înțepenit greoi pe trupul atletic,
Această apariție de coșmar răsărea din boxa acuzaților între doi gardieni care păzeau plăpânzi în comparație cu un asemenea gigant. Fata se dădu înapoi cu spaimă. Clientului Victor Delio nu putea fi nefericitul despre care avocatul îi vorbea cu atâta căldură. Era destul să-l observi cu atenție ca să descoperi în el bruta, bruta integrală pe care ai rareori prilejul să o întâlnești. Daniela era îngrozită. Suferea la gândul că bătrânul său prieten și-a asumat ingrata misiune să apere un asemenea urs. Și-a oprit apoi privirea asupra corpului de jurați care așteptau tăcuți și cântăreau din ochi straniul acuzat al cărui chip împietrit nu lăsa să răzbată niciun sentiment. Jacques Vautier, închistat în el, în tripla infirmitate, își dădea oare seama de tragedia ce se va juca peste câteva clipe și a cărei victimă va fi? Prezența acestui surdomut orb, nemișcat, făcu să planeze asupra sălii o indispoziție greu de descris. Curtea își făcu apariția și o smulse pe tânăra avocată pentru câteva clipe din tristele ei constatări. Publicul se ridică în picioare, în timp ce președintele Legris și asesorii lui luau loc. Ministerul public era prezent prin procurorul Berthier, un om de care Delio se temea infinit mai mult decât de confratele său Warren. Recent promovat în această funcție înaltă, procurorul părea să-și fi făcut un punct de onoare din obținerea capetelor tuturor acuzaților ce îi treceau prin ghiare. Pentru Delio, Berthier nu era decât un monstru însetat după ceea ce denumea pompos justiție. Apărarea urmea să se ciocnească de un adversar subtil și viclean, al cărui talent oratoric impresiona întotdeauna jurații. Grefierul dătu citire actului de acuzare cu glas egal și monoton. Capetele de acuzare nu aduceau niciun element nou. Nu făceau decât să rezume, în termeni juridici, ceea ce aflase toată lumea din citirea detailată a ziarelor cu privire la circumstanțele crimei. După ce s-a terminat lectura, s-a trecut la stabilirea identității acuzatului prin intermediul interpretului care traducea infirmului în alfabet dactilologic pe falange. Ca să nu se strecoare vreo greșeală, curtea îngăduise acuzatului să folosească împulsătorul și grila pentru scritura Braille. De îndată ce literele apăsau pe hârtia perforată, al doilea interpret traducea în limbaj oral răspunsul dat curții și juraților. Deși necesita timp îndelungat această metodă, fusese considerată ca cea mai sigură și singura care putea să evite denaturarea întrebărilor și răspunsurilor. Interogatoriul ar fi părut plicticos asistenței dacă nu s-ar fi pasionat pentru munca interpreților. Numele dumneavoastră? Jacques Vautier. Data și locul nașterii? 5 martie 1923, la Paris, strada Cardinet. Numele tatălui? Paul Vautier, decedat la 23 septembrie 1941. Al mamei? Simon Vautier, născută Arnul. Aveți frați și surori? O soră, Regina. Jurații au aflat în felul acesta că Jacques Vautier, născut cu o triplă infirmitate la Paris, în strada Cardinet 16, în locuința părinților săi, și-a petrecut primii ani de existență înconjurat de ai săi, îndeosebi îngrijit de o slujnică tânără, doar cu 3 ani mai în vârstă ca dânsul. Mica Solange Duval, a cărui mamă, Melania, era de asemenea în serviciul familiei Vautier. Ocupația exclusivă a micuții Solange în casa aceea era îngrijirea infirmului care necesita o prezență permanentă. Neavând posibilitatea să-i dea educație acasă, părinții lui Vautier, negustori înstăriți, s-au adresat mai multor institute de specialitate, informându-se dacă ar consimți să-l primească pe nefericitul copil. Până în cele din urmă, Institutul Sanna din departamentul Haute-Vienne, condus de frații Ordinului Sfântul Gabriel, institut în care mai multe cazuri asemănătoare fuseseră educate cu rezultate excelente, consimți să-l primească și pe ultimul născut al familiei Vautier. Chiar superiorul acestui institut, fratele Yvon Rodelet, venise la Paris să ia băiatul din strada Cardinet. Jacques Vautier trăise astfel cei 12 ani ce au urmat la Sanna, unde a făcut progrese rapide datorită inteligenței sale vii. După ce a trecut cu strălucire 2 examene de bacalaureat, unul la 18 și altul la 19 ani, după sfatul lui Yvon Rodelet, care i-a intuit inclinațiile spre literatură, Jacques Vautier se apucă să scrie romanul intitulat Izolatul.
publicat abia după 3 ani când a stârnit senzație. Tânărul și proaspătul scriitor a fost ajutat să-și desăvârșească lucrarea de către micuța servitoare Solange Duval, pe care Yvon Rodelet o instruise temeinic. Solange Duval a învățat acolo și cele 6 sisteme ale semnelor ce erau necesare spre a comunica cu infirmul. Limbajul mimic, dactilologic, scritura braille, scritura tipografică, balu, scritura engleză și limbajul vocal propriu surdomuților, a cărui folosire era destul de limitată. După 6 luni de la apariția izolatului, Solange Duval se căsători cu Jacques Vautier, la Sana. Acuzatul avea pe vremea aceea 23 de ani, iar soția lui 26. Câteva săptămâni mai târziu, tânăra pereche se îmbarca pentru Statele Unite. Jacques Vautier, invitat de un grup american, făcuse timp de 5 ani turnee triumfale de conferințe în Statele Unite, destinate să aducă la cunoștința marelui public american progresele remarcabile obținute în Franța în educarea surdomuților ori din naștere. În tot acest răstimp, Solange Vautier a fost colaboratoarea și interpreta soțului său. Drama s-a petrecut pe pachebotul de Grâce la înapoierea din această călătorie. Președintele rosti fraza sacramentală. Introduceți primul martor citat de acuzare. Martorul era un tânăr înalt și blond, cu talia zveltă, îmbrăcat sobru și al cărui obraz deschis degaja simpatie. Asistența care privise chipul hâd al acuzatului se odihnea contemplându-l. Daniela nu vroia să și-o mărturisească, dar noul venit despre care nu știa nimic îi plăcea. Iar dacă îi plăcea ei, care ascundea sub roba austeră o adevărată inimă de midinetă, gata să se topească la prima rază de soare, fără îndoială că putea place la fel de bine și multor altor femei. Numele dumneavoastră? Henri Terra, se auzi o voce puțin intimidată. Data și locul nașterii. 10 iulie 1915, Paris. Naționalitatea? Franceză. Profesia? Steward pe pachebotul de gras, proprietatea companiei generale transatlantice. Jurați că veți spune adevărul și tot adevărul și numai adevărul. Ridicați mâna dreaptă și repetați după mine. Jur. Jur. Domnule Terra, între cabinele de lux unde v-ați făcut serviciul pe bordul lui de gras, se afla și una ocupată de domnul John Bell. Vă rugăm să-i relatați curții în ce împrejurări ați descoperit primul crimă în după-amiaza zilei de 5 mai. Domnule președinte, după ce am început să inspectez cabinele aflate în grija mea în după-amiaza zilei de 5 mai la orele 1, când în mod obișnuit pasagerii nu sunt deranjați niciodată, deoarece mai toți se odihnesc, atunci am făcut-o în urma ordinului formal primit de la comisarul Bertin. Comisarul însărcinase întregul personal să caute un pasager care dispăruse, domnul Vautier. Cunoșteam cu toți, cel puțin din vedere, pe acest domnul Vautier, surdomut și orb, care se plimba câteodată pe punte, la brațul soției sale și nu putea trece neobservat pe pachebot cu întreita lui infirmitate. Căutarea urma deci să fie ușoară. După ce am intrat în diferite cabine de lux cu ajutorul unui șperaclu ce-l port în permanență asupra mea, în interes de serviciu, și am fost nevoit să mă scuz față de mai toți pasagerii pe care îi deranjam din somn, am rămas foarte surprins când am observat că ușa apartamentului de lux ocupat de pasagerul american, domnul John Bell, încă de la plecarea noastră din New York, era întredeschisă. Am împins-o cu oarecare dificultate. Părea că cineva dinăuntrul se sprijină de ușă. De îndată ce am intrat în cabină, am înțeles motivul acestei rezistențe. Mâinile domnului John Bell, care stătea îngenunchiat, erau crispate pe clanța interioară. N-a fost nevoie să le examinez prea mult ca să-mi dau seama că mă găsesc în fața unui cadavru care încă nu se răcise. Domnul John Bell fusese asasinat. Era imposibil să ai cea mai mică îndoială în privința aceasta. O dâră de sânge, prelinsă din gât, se împrăștiase pe covor după ce îi năclăise pijamaua. Domnule președinte, aș dori să pun o întrebare martorului. O singură întrebare. Vă rog să ne spuneți cu exactitate, domnului Terra, unde se găsea Jacques Vautier când ați pătruns în cabină? Domnul Vautier ședea pe patul cușetă. Părea năucit și indiferent.
Ce m-a frapat îndeosebi au fost mâinile sale pe care le ținea întinse înaintea lui, cu degetele rășchirate, și părea să le contempleze cu dezgust, deși nu le putea vedea. Mâini mânjite cu sânge. Și ați dedus că el era asasinul? Întrebă în continuare Victor Deliu. N-am dedus nimic. Aveam în față doi oameni, dintre care unul era mort, iar celălalt viu. Amândoi erau plini de sânge. De altfel, era sânge peste tot, pe covor, pe somieră și chiar pe pernă. Dezordinea de nedescris din cabină dovedea că se purtase o luptă înverșunată. Victima se apărase. Nu încăpea îndoială, dar adversarul părea să fi fost mult mai puternic. Toată lumea prezentă poate să o constate aici. Domnul Vautier are o talie de atlet. Și ce ați făcut atunci? Am părăsit în grabă cabina și am chemat în ajutor un coleg. L-am rugat să rămână de pază în fața cabinei ca eventual să-l împiedice pe domnul Vautier să iasă și am alergat să-l caut pe comisarul Bertin. De îndată ce m-am întors în fața ușii întredeschise, am intrat în cabină, de data asta toți trei. Vautier nu se clintise, ședea tot pe cușetă, abătut. Colegul meu și cu mine nu ne rămânea decât să executăm ordinele domnului Bertin. Ce fel de ordine? După ce ne-am apropiat cu precauție de Vautier, am putut constata că nu avea nicio armă. Nici în apropierea cadavrului nu se zărise vreuna. Domnul comisar Bertin a remarcat acest lucru. Îmi amintesc perfect ce a spus atunci. Ciudat, după felul cum se prezintă rana, nu poate fi vorba decât de un pumnal. Unde ar putea fi? Nici vorbă că nu-l putea întreba pe Vautier, singurul care ar trebui să știe pentru motivul că nu aude și nici nu are glas. În fine, asta vom vedea mai târziu. Cel mai gramic pentru moment este să ne asigurăm că nu ne va scăpa zdrahonul ăsta care îmi face impresia că ar fi criminalul. Ca măsură de prevedere, trebuie să-l băgăm imediat în închisoarea de pe bord. Se va lăsa oare dus? Contrariu temerilor noastre, Vautier nu opuse nicio rezistență. S-ar fi putut spune că îndată după crimă se împăcase cu soarta și se așezase intenționat pe patul victimei, încât să nu mai existe niciun dubiu asupra vinovăției sale. S-a lăsat dus de mine și de domnul Bertin la închisoare ca un copil, în timp ce colegul meu continua să facă de gardă în fața cabinei. Eu am rămas să păzesc ușa blindată a celulei până m-a înlocuit un membru din echipaj, trimis de comandant jumătate de oră mai târziu. V-ați întors apoi în cabina crimei? Da. Când am ajuns însă în fața ușii, am văzut cum o sigilează domnul Chardot, comandantului de Gras. În același timp, comisarul Bertin mi-a ordonat să nu mai fac uz de șperaclu ca să intru în cabina aceea unde nimic nu trebuie să fie mișcat din loc până vom acosta la Le Havre. În sfârșit, comandantul Chardot spuse micului grup de stoar și oamenilor din echipaj din jurul său că ar fi bine să nu se facă zarvă printre pasageri despre cele petrecute, fiindcă oricum se va afla totul prea curând. Curtea vă mulțumește, domnule Terra. Vă puteți retrage. Introduceți martorul următor. Acesta se prezentă în uniformă. André Bertin, prim comisar de pe bordul pachebotului de Grasse. Istorisirea comisarului corespundea punct cu punct cu a stoardului. Domnule comisar, întrebă președintele, martorul precedent, domnul Henri Terrain, ne-a declarat că atât el cât și dumneavoastră ați fost foarte surprinși că nu ați găsit în cabină arma crimei. Da, domnule președinte, dar cel mai straniu în această afacere este că în pofida cercetărilor făcute ulterior, această armă n-a mai fost găsită. Nu-i nimic surprinzător, hotărâ procurorul general Bertier. Continuarea dezbaterilor va arăta curții și domnilor jurați natura acestei arme, precum și modul foarte simplu în care criminalul, după propriile sale explicații, a făcut-o să dispară. Domnule comisar, mai întrebă președintele Legris, spuneți-ne cât mai exact ce ați făcut după ce l-ați încarcerat pe Jacques Vautier în închisoarea de pe bord. Îmi permit să atrag atenția curții, spuse Victor Deliu, că apărarea este îndreptățită să fie surprinsă că domnul comisar Bertin a luat imediat inițiativa, cel puțin îndrăzneață, de a încarcera și în consecință de a aresta pe clientul meu atunci când nimic nu dovedea că el ar fi asasinului John Bell. Cum nimic? Întrebă comisarul sufocându-se. Ei, asta e prea din calea afară. Orice om cu bun simț ar fi făcut la fel în locul meu.
Nu puteam îngădui totuși să se plimbe liber pe bordul lui de Gras omul pe care îl găsisem șezând cu mâinile însângerate alături de un cadavru încă nerăcit. Protestez împotriva acestei întrerupere a apărării! Strigă domnul Voirin. Comportarea comisarului Bertin a fost a unui om care își face datoria cu strictețe. De altfel, această atitudine a fost justificată după numai un ceas prin propriile mărturisiri a lui Vautier, care a recunoscut formal în fața mai multor martori că este autorul crimei. Incidentul e închis, spuse președintele calm. Să revenim la întrebarea la care încă nu mi-ați răspuns, domnule comisar. Domnule președinte, în data după încarcerarea lui Vautier, m-am dus la comandantul nostru, căruia am făcut cunoscut descoperirea macabră. Comandantul a coborât numai decât în cabina crimei, în care nimic nu fusese mișcat în afară de Vautier, pe care am fost nevoit să luăm cu noi. Corpul victimei rămăsese în aceeași poziție, cu ambele mâini încleștate pe clanța ușii. Comandantul Chardot luase cu dânsul și pe medicul navei, doctorul Lagloire, care a făcut primele constatări medicale. Totodată, după ce m-am consultat cu comandantul și în prezența acestuia, care mă însoțise în biroul meu de comisariat, am pus-o în cunoștință pe doamna Vautier despre cele întâmplate. În timpul relatării, doamna Vautier a leșinat. Când și-a revenit, în sfârșit, doamna Vautier a consimțit să ne însoțească, pe comandantul Chardot și pe mine, la închisoare, să slujească de interpret la primul interogatoriu al soțului său. Trebuie să precizez, pentru bunul renume al Companiei Generale Transatlantice, că totul s-a petrecut în modul cel mai discret cu putință. Din păcate, am fost nevoit să telegrafiem poliției franceze despre crimă, cerându-i să vină pe bord de cum vom acosta la Le Havre. Transmisia acestei telegrame, cu toate că era cifrată, a permis însă unele indiscreții. A doua seară, toți pasagerii știau că fusese comisă o crimă pe bord. Cum s-a comportat Jacques Vautier la primul interogatoriu din închisoarea de pe bord, în prezența soției sale? Întrebă președintele. Părea calm. Singurul răspuns pe care l-am putut smulge prin mijlocirea doamnei Vautier a fost: eu l-am ucis pe acest om, o recunosc formal și nu regret nimic. Răspunsul a scris Jacques Vautier singur, cu împunsătorul și grila pentru scritura brai, iar comandantul Chardot l-a înmânat comisarului însărcinat cu ancheta de îndată ce am acostat la Le Havre. Piesa în chestiune, preciză procurorul general Bertier, stă la dispoziția curții. Atrag atenția domnilor jurați încă de pe acum, spuse avocatul Voirin, asupra importanței capitale a acestei declarații scrise chiar de mâna acuzatului și în care acesta recunoaște că l-a ucis pe John Bell. Ne-ar putea spune martorul ce atitudine a avut doamna Vautier când a aflat chiar de la soțul ei că a ucis? Întrebă Victor Delio. Doamna Vautier, răspunse comisarul, a fost foarte curajoasă. Îmi amintesc că ne-a spus comandantului Chardot și mie, după ce tradusesem răspunsul soțului său scris în brai: Jacques poate să pretindă și să scrie mult mai bine că el ar fi ucis pe acest om. Eu afirm că este imposibil. Jacques nu este și nici nu poate fi un criminal. De ce să fiu ucis un om pe care nu-l văzuse niciodată, pe care nu-l cunoșteam nici eu, nici el, și cu care n-am avut nici cea mai neînsemnată legătură de la plecarea din New York? Sunteți siguri că redați cu exactitate cuvintele ei? Întrebă președintele pe martor. Sunt propriile cuvinte ale doamnei Vautier. Atrag și eu la rândul meu atenția domnilor jurați, spuse Victor Delio, asupra faptului capital că doamna Vautier refuză să admită culpabilitatea soțului ei. Surprinzător ar fi fost contrariu, i-o întoarse procurorul general Bertier. S-au văzut și s-au auzit în această încinte lucruri mult mai surprinzătoare, domnule procuror general, răspunse Victor Delio. Apărarea mai are depus martorului întrebări? I se adresă președintele. Nici o întrebare. Curtea vă mulțumește, domnule comisar. Vă puteți retrage. Introduceți al treilea martor, pe domnul comandant Chardot. Domnule președinte, spuse comandantului de Gras, am fost informat despre crimă de primul comisar Bertin, care izolase pe criminalul prezumtiv în închisoarea de pe bord ca măsură de prevedere. Îmi cerea de asemenea și instrucțiuni.
deși niciun pasager sau membru din echipaj nu poate fi încarcerat decât la ordinul meu, formal am aprobat hotărârea comisarului Bertin, care n-a procedat astfel decât pentru a evita răspândirea știrilor în legătură cu aceste regretabile întâmplări. Însoțit de domnul Bertin și de medicul de bord, doctorul Langlois, m-am dus în cabina de lux ocupată de domnul John Bell și unde în fața ușii un stoard asigura paza. I-am atașat un marinar. După ce am constatat că nu fusese modificat nimic din dezordinea cabinei, am pus să fie sigilată ușa. Pentru mine se punea o singură problemă. Ajungeam la Le Havre peste 7 zile. Era deci cu neputință să lăsăm corpul victimei în această cabină, fără riscul de a-l vedea descompunându-se. După un examen minuțios al doctorului Langlois, am decis să se transporte trupul neînsuflețit într-o cameră frigorifică a navei în timpul nopții pe când pasagerii dormeau, ceea ce va permite anchetatorilor și medicului legist să-l găsească într-o stare de perfectă conservare la sosirea la Le Havre. L-am reîntâlnit pe domnul Bertin în biroul comisarului, unde doamna Vautier aștepta îngrijorată vești despre soțul ei dispărut. I-am vorbit cu toate menajamentele posibile despre drama în care se găsea grav compromis domnul Vautier. Ce atitudine a avut atunci doamna Vautier? Întrebă Victor de Lyon. Doamna Vautier a leșinat. Abia după un ceas am putut-o decide să ne însoțească la închisoare, unde se afla soțul ei. Care a fost atitudinea celor doi soți în prima clipă când s-au regăsit? Mai întrebă avocatul lui Jacques Vautier. Scena a fost fâșietoare. Doamna Vautier a alergat către soțul ei, care a strâns-o la piept. Doamna Vautier repeta în gura mare în criza ei de disperare. N-ai făcut una ca asta, Jacques. Nu-i posibil, dragostea mea. De ce? Țin să atrag atenția domnilor jurați, spuse Victor Delieu, că Jacques Vautier nu putea nici auzi, nici înțelege cuvintele pronunțate de soția lui. Îmi permit să pun o ultimă întrebare martorului. Doamna Vautier ținea atunci mâinile soțului său? Mâinile? Se miră comandantului de Gras. Nu mai știu. Îmi pare că da. Amintiți-vă, domnule comandant, e foarte important. Curtea îmi va îngădui să-mi exprim mirarea cu privire la înverșunarea pe care o depune apărarea în încercările ei de a arunca îndoieli asupra depoziției unui martor a cărui bună credință nu poate fi pusă în cauză, spuse acru domnul Voirin. Aici nu-i vorba de bună credință, ci de un om al cărui cap este în joc. Orice amănunt are importanță, chiar și cel mai neînsemnat. Insist asupra acestui punct particular și pur și simplu fiindcă cei doi soți, dacă s-ar fi ținut de mâini, aveau posibilitatea să se înțeleagă între ei folosind falangele degetelor, fără ca domnii comandant Chardot și comisarul Bertin să poată măcar observa. Și dacă, presupunând că soții Vautier ar fi comunicat între ei fără știrea altora, cu ce ar putea schimba acest amănunt fondul procesului? Remarcă procurorul general Bertie. Ar putea foarte simplu să schimbe totul, domnule procuror general. Mă voi strădui să demonstrez în cursul dezbaterilor. Dar am vrut să atrag atenția domnilor jurați asupra acestui punct precis. Victor Delio se așeză. Bruta, pista 6. Ce s-a mai petrecut în închisoare după ce s-a sfârșit primele infuziuni între soți? Întrebă președintele. Am supus de îndată pe Jacques Vautier unui interogatoriu pe care comisarul Bertin l-a consemnat în scris. Doamna Vautier ne-a servit de interpret spre a-i pune întrebările. Jacques Vautier răspundea folosind impulsatorul, grila și hârtia cartonată pe care soția le purta întotdeauna asupra ei în poșetă. Aceste răspunsuri scrise chiar de mâna lui Vautier au fost păstrate cu grijă de comisarul Bertin. Toate aceste piese sunt la dispoziția curții, declară procurorul general Bertin. Care sunt întrebările ce le-ați spus lui Jacques Vautier? Întrebă președintele. Prima întrebare a fost: recunoașteți că ați ucis pe John Bell? Răspuns: eu am ucis pe acest om. O recunosc formal și nu regret nimic. A doua întrebare: cu ce l-ați ucis? Răspuns: cu un cuțit de tăiat hârtie. A treia întrebare: ce fel de cuțit de tăiat hârtie? Răspuns:
dintre acelea care se găsesc pe noptiere și pe care Compania Generală Transatlantică îl pune la dispoziția pasagerilor în fiecare cabină. Am și eu unul la fel în cabina mea. A patra întrebare. Ce ați făcut cu acest cuțit care nu se mai afla în cabină? Răspuns. Am scăpat de el, azvârlindu-l în apă prin hublou. A cincea întrebare. De ce l-ați azvârlit în apă dacă nu faceți nicio dificultate în a vă recunoaște crima? Gestul era inutil. Răspuns. Cuțitul îmi făcea oroare. A șasea întrebare. Ați cunoscut victima înainte de a o ucide? Răspuns. Nu. A șaptea întrebare. Atunci de ce l-ați ucis? Jacques Vautier n-a răspuns. Ați vrut să-l jefuiți? Răspuns. Nu. A opta întrebare. John Bell v-a cauzat un neajuns sau v-a adus un prejudiciu grav? Din nou Jacques Vautier n-a răspuns. Din acea clipă n-a mai răspuns la niciuna din întrebările mele. Comisarul Bertin și cu mine nu ne-a rămas decât să ne retragem rugându-o pe doamna Vautier să ne însoțească. Ceea ce a și făcut cu mare resemnare după ce și-a îmbrățișat soțul. Ați autorizat-o pe doamna Vautier să-și revadă soțul în timpul cât a mai durat călătoria? Întrebă președintele. L-a văzut în fiecare zi în prezența mea și a comisarului Bertin. Aveam nevoie de dânsa și ca interpret, deoarece era singura persoană de pe bord care cunoștea alfabetul surdomurților și scritura braille pentru orbi. Dar am găsit că e mai prudent decât sugestiile doctorului Langlois să nu o lăsăm pe doamna Vautier singură cu soțul ei. Deși medicul opina că Jacques Vautier nu dădea semne de tulburări mentale, persistau totuși temeri că a comis crima într-un acces de nebunie trecătoare și că i-ar putea veni pofta să o ucidă și pe soția sa. Ce se petrecea în timpul acelor întrevederi? Doamna Vautier era din ce în ce mai disperată. Încercam să pun soțului ei și alte întrebări, dar acesta nu mă răspundea. Zadarnic l-a implorat soția și s-a tărât în genunchi înaintea lui, spre a-l face să înțeleagă că era în interesul lui să răspundă, că noi nu suntem judecători, ci aproape prietenii lui. N-a folosit la nimic. Ultima lor întrevedere a avut loc cu 3 ore înainte de sosire la Le Havre. Mai auzi acum cuvintele pe care doamna Vautier le-a adresat soțului ei. Dar bine, Jacques, te vor condamna. Tu n-ai ucis, sunt sigură. În acea zi am remarcat foarte bine că mâinile doamnei Vautier alergau febril peste falangele degetelor soțului ei. Acesta își păstră mutismul, își eliberă mâinile din mâinile soției și le vără în buzunare spre a arăta lămurit că spusese tot ce vroise și că îl interesau prea puțin consecințele actului său. După 3 ore, l-am predat eu însumi pe prizonier în mâinile inspectorului Mervet și a jandarmilor care se urcaseră pe punte odată cu pilotul. Curtea vă mulțumește, domnule comandant. Vă puteți retrage. Introduceți al patrulea martor. Era doctorul Langlois, medic șef pe bordul lui De Grasse. Apărarea v-a citat, domnule doctor, spuse președintele Legrin, pentru a cunoaște rezultatele cercetărilor dumneavoastră medicale când ați examinat în cabină cadavrul lui John Bell. Când comandantul Chardot și comisarul Bertin m-au pus în prezența corpului neînsuflețit, am văzut numai decât că arma crimei sancționase artera corodină. Moartea urmase după câteva secunde. Rana nu lăsa niciun dubiu cu privire la arma întrebuințată. Un cuțit de tăia hârtie foarte ascuțit în formă de stilet. Când comisarul Bertin mi-a prezentat unul dintre cuțitele de tăiat hârtie puse la dispoziția pasagerilor de Compania Generală Transatlantică în toate cabinele, am putut afirma fără riscul de a mă înșela că asasinul a folosit unul din ele. Nu credeți, domnule doctor, că ar fi putut exista altă cauză a decesului? Nu, în niciun caz nu. Decesul a survenit aproape instantaneu prin oprirea circulației sanguine ca urmare a secționării carotidei, care transportă sângele de la inimă la cap. De altfel, defunctul era un om încă tânăr care se bucura de o sănătate perfectă. V-a cerut comandantul Chardot să-l examinați pe Vautier în închisoarea de pe bord după ce îi se luase un prim interogatoriu? Întrebă procurorul general Bertier. Exact! Acest prim examen medical a fost destul de sumar, recunoscu martorul, dar am revenit zilnic să-l văd pe prizonier care n-a prezentat niciun simptom de stare febrilă în ultima parte a călătorii. Am împărtășit observațiile mele și doctorului Boulet, medicul legist care a urcat pe bord cu inspectorul Mervet de la Le Havre. După ce l-am condus pe doctorul Boulet în camera frigorifică, unde corpul fusese perfect conservat,
L-am regăsit pe inspector Mervei în celula Jacques Vautier. Acolo un examen amănunțit în timpul căruia am recurs la serviciile interpretului adus de inspector Mervei, ca să pună infirmului diferite întrebări de ordin strict medical, a confirmat observațiile mele anterioare. Jacques Vautier este un om sănătos la minte și la trup, copleșit din nefericire de tripla sa infirmitate din naștere. Dar organismul său funcționează normal. Atrag atenția domnilor jurați, spuse procurorul general, asupra depoziției esențiale a martorului, care a fost de altfel consemnată cuvânt cu cuvânt într-un raport medical pe care martorul l-a redactat împreună cu eminentul medic legist, doctorul Boulay. Așadar, nu numai că Jacques Vautier și-a recunoscut formal vina, dar această mărturie nu este efectul imaginației unui detractat care se scuză prin nu știu ce soi de mazochism de o crimă pe care nu ar fi săvârșit-o. Este expresia purului adevăr, spus de un om în deplina facultăților sale mentale. Curtea va aprecia. Victor Deliot nu se mișcase și părea că nu acordă decât o atenție destul de slabă de poziției doctorului Langlois. Curtea vă mulțumește, domnule doctor, spuse președintele Legris. Vă puteți retrage. Înaintea audierii martorului următor, citiți domnule grefier raportul medical redactat și semnat de doctorii Boulay și Langlois. Grefierul făcu lectura cu vocea lui monotonă. Raportul confirma în toate punctele de poziție a doctorului Langlois. După ce lectura a luat sfârșit, președintele spuse: introduceți pe inspectorul principal Mervei. Vreți să ne împărtășiți, domnule inspector, constatările dumneavoastră după ce v-ați urcat la Le Havre pe bordul lui Degras? După ce am asistat la examinarea corpului defunctului în camera frigorifică de pe Degras, m-am dus în cabina în care se săvârșise crima. Am dispus să fie luate ampretele cam de peste tot, îndeosebi de pe somieră, cearceaf și pernă, toate pătate cu sânge. Asasinul întrebuințase chiar un colț din cearceaf spre a șterge mâinile după crimă. Ampretele găsite pe acest cearceaf ne-au fost prețioase. După ce s-a terminat această primă operație, am hotărât să fac o primă reconstituire a crimei după informațiile pe care mi le dăduse succesiv stoardul Henri Terrat, domnul comisar Bertin, domnul comandant Chardot și doctorul Langlois. Pentru această reconstituire am dispus să fie adus Jacques Vautier din închisoarea de pe bord în cabină. Când se găsi la intrarea cabinei, scoase un răcnet straniu și vrusuia la fugă. Jandarmii l-au reținut cu forța și l-au constrâns să intre în cabină, unde instalasem pe pat și pe unul dintre subalternii mei, îmbrăcat într-o pijama identică cu cea a victimei. L-am împins binișor pe Vautier spre pat și noptiera pe care pusesem un cuțit de tăiat hârtie al companiei transatlantice. Când mâinile sale au atins corpul colaboratorului meu, Vautier a scos un strigăt răgușit și s-a dat înapoi. L-am apucat atunci de mâna dreaptă și l-am silit să pipăie cuțitul de tăiat hârtie aflat pe noptieră. Vautier a tresărit și câteva secunde a fost scuturat de un tremur nervos. După aceea părea să-și fi regăsit calmul. Cu mâna dreaptă a apucat liniștit cuțitul de tăiat hârtie și îl ridică în aer în timp ce se apleca asupra trupului inspectorului, care juca rolul lui John Bell dormind și cu stânga se proptea pe pieptul omului lungit spre a-l împiedica să facă vreo mișcare. Abia-abia am putut avea timpul să dau la o parte brațul său gata să se abată ca un trăznet pe gâtul colaboratorului meu și să-l împiedic pe Vautier să comită o nouă crimă. Ceea ce mi s-a părut cel mai straniu la această reconstituire a fost precizia gesturilor orbului, care, fără să-și vadă victima, acționa ca un automat. Căpătase, s-ar fi putut spune, o mare dexteritate în acest gen de crimă. Cu toate acestea, un lucru mă frământa. Cum a avut John Bell, căruia i s-a tăiat corotida în timp ce dormea în patul său, atâta forță să se târască până la ușa cabinei, ca să se prăbușească definitiv cu mâinile crispate pe clanță? Medicul legist pe care l-am consultat spunea că această ultimă tresărire a unui muribund era posibilă.
Pe de altă parte, mobilele răsturnate în cabină și dâra de sânge de la pat la ușă păreau să dovedească că fusese o luptă între cei doi. Cea mai bună explicație părea să fie că ucigașul a vrut să-și împiedice victima să ajungă până la ușă. Totuși, lucrul acesta a rămas destul de obscur, deoarece Vautier a refuzat cu energie să dea cea mai mică explicație. Am încercat o a doua experiență. L-am așezat pe colaboratorul meu, îmbrăcat tot în pijama, îngenunchiat în poziția exactă în care a fost găsit cadavrul, rezemat de ușă, cu ambele mâini încleștate pe clanță. L-am constrâns din nou pe Vautier să se apropie de ușă, cu mâinile întinse înainte. De îndată ce degetele sale atinse răgâtul pseudocadavrului, Jacques Vautier scoase un nou urlet și se retrase în fundul cabinei, tărându-și gardienii după el. Aceștia voiră să-l readucă la ușă, dar el se trânti pe jos, trăgându-i și pe gardieni în cădere. Are o forță considerabilă, socotind că îi declanșasem prin surpriză un șoc psihologic destul de puternic lui Jacques Vautier. Am profitat numai decât pentru a-l hârțui cu întrebări precise prin intermediul interpretului. Jandarmii trebuiră să-i țină cu forța mâinile pentru ca interpretul să-i poată forma pe falangele degetelor semnele alfabetului dactilologic. Zadarnică strădanie. Jacques Vautier nu răspundea la nicio întrebare. Am pus să-i se ia pretele digitale, care sunt identice cu cele găsite pe diferitele mobile din cabină, pe somieră și pe pata de sânge de pe cerceaf. Când Vautier mi-a părut mai calm, am reluat interogatoriu. N-a consimțit să răspundă decât la o singură întrebare. Recunoașteți că ați ucis aici pe omul acesta? Răspunsul a fost: recunosc categoric că sunt autorul acestei crime. Nu regret nimic. Dacă ar fi să o iau de la început, aș face la fel. Dar când l-am întrebat, l-ați ucis într-adevăr cu un cuțit de tăiat hârtie, identic cu cel pe care vi l-am adus în mână? Se mulțumi să ridice din umeri, arătând prin acest gest interpretului că singurul lucru care conta după părerea lui era că l-a suprimat pe american, iar felul în care l-a ucis avea o importanță cu totul secundară. În sfârșit, a treia întrebare pe care am pus-o, dacă gestul pe care îl făcuse în prezența noastră față de colaboratorul meu, întins pe pat în locul victimei, era repetarea exactă a celei făcute în realitate asupra lui John Bull. Rămase fără răspuns. După care n-a mai putut să-i smulg niciun cuvânt, nici în brai, nici altfel. Minuțioase verificări ulterioare ne-au dovedit că mobilul crimei nu a fost furtul. Într-adevăr, nu dispăruse nimic din cele aparținând victimei. Este de asemenea sigur că Vautier nu-și cunoscuse victima și nu avusese niciun fel de contact cu ea înaintea crimei. Astfel că i-a fost cu neputință poliției criminale să stabilească cu certitudine veritabilul motiv al crimei. Personal, rămân convins că actul criminal trebuie atribuit unui gest necugetat și subit al unui dement sau al unui sadic. Nemai putând obține nimic de la el, nu a mai rămas altceva de făcut decât să fiu debarcat. A fost dus la Paris cu mașina și încarcerat la Santé. Din acea clipă, nu m-am ocupat de acest caz, rolul meu fiind terminat. Domnule profesor Delmont, spuse președintele, renunțând la obișnuitul interogatoriu de identificare din considerație pentru al șaselea martor. Puteți să ne spuneți rezultatul observațiilor făcute asupra stării mentale și fizice a lui Jacques Vautier de comisia medicală pe care ați prezidat-o? Am examinat minuțios subiectul în 6 reprize. Constatările făcute de eminenții mei confrați, profesorii Sereschi, Hermit și de mine însumi, în urma fiecăruia dintre aceste examene, au fost consemnate în raportul detailat pe care l-am înaintat domnului judecător de instrucție Berlin. Concluzie e că Jacques Vautier, deși afectat de tripla sa infirmitate din naștere, a văzului, a auzului și a vorbirii, este un ins cu totul normal. Inteligența sa este mult mai dezvoltată decât a indivizilor mijlocii. Cunoaște temeinic toate mijloacele de exprimare care permit unui surdomut nevăzător să comunice cu lumea din afară. Dacă nu răspunde la anumite întrebări ce îi se pun, o face deci voit și conștient. În rest,
curtea se poate referi cu toată încrederea la raportul medical detailat despre care v-am vorbit. Nu mai am nimic de adăugat. Curtea vă mulțumește, domnule profesor. Daniela, care ascultase cu cea mai mare atenție diferitele depoziții, profită de plecarea martorului ca să arunce o privire furișă bătrânului său prieten, Delio. Acesta, cu ochii pe jumătate închiși, părea absorbit în meditații profunde. Tânăra n-a putut rezista curiozității și îl întrebă cu voce scăzută. Maestre, ce gândiți despre toate astea? Nimic, fetiță. Aștept. Mormăi Victor Delio printre dinți. Fără îndoială, nu vroia să-i destăinuie. Un singur punct mă sâcâie într-adevăr în toată această poveste și asta de la prima citire a dosarului pe care mi l-a încredințat decanul. Am pretele. Acele amprente degetale blestemate pe care clientul meu parcă s-a înverșunat să le răspândească din belșug peste tot locul crimei. Cu asemenea probe se expediază ușor la eșafod un om de treabă. Daniela observa asistența care era gravă. Primele depoziții erau de ajuns să o facă a înțelege că acest Jacques Vautier încăpățânat într-o muțenie voită, care nu era cea mai bună tactică, se angaja într-un joc foarte primejdios în care risca să-și piardă capul. Va putea măcar să beneficieze de circumstanțe atenuante? Nici asistența, nici fata nu mai erau prea siguri. Unica speranță era ca tripla infirmitate va pleda în favoarea acuzatului. În tot cazul, sarcina părării se anunța dificilă și, instinctiv, toate privirile se îndreptau către acest avocat bătrân și obscur, pe care nimeni nu-l văzuse și nici nu-l auzise până atunci și care părea să aștepte, posomorât și solitar, pe banca sa, sfârșitul coșmarului. Prin contrast, banca părții civile era foarte animată. Elegantul avocat Voirin, înconjurat de colaboratorii săi, părea a fi în formă. Știa că această primă zi de audieri nu se va termina fără ca el să înscrie câteva puncte decisive. Se simțea de asemenea puternic susținut în sarcina sa, care acum îi părea lesnicioasă de către temutul procuror general Berthier, al cărui calm aparent de până atunci era cu atât mai neliniștitor. Daniela înțelegea toate acestea ca orice persoană din asistență și, fără să vrea, împotrivindu-se chiar din toate fibrele ei, privirile îi se îndreptau mereu spre faciesul bestial al infirmului. Cu cât cerceta mai amănunțit pe Vautier, cu atât mai mult găsea că încarnează un tip de asasin care n-ar fi dat de rușine o galerie de ucigași celebri, într-un muzeu al crimei. Cum a putut o femeie, oricare să fi fost ea, accepta să devină tovarășa de viață acestui individ? Asta depășea limitele înțelegerii. Vocea monotonă a președintelui, care chemase al șaptelea martor ce înainta spre bară, smulse fata din senzația de dezgust ce o cuprinsese. Thomas Bell, proclamă noul venit, a cărui naționalitate se vedea dintr-un accent pronunțat prin ochelarii săi cu ramele aurite și haina sa largă. Născut la 9 aprilie 1897 în Cleveland, Statele Unite, de naționalitate americană. Profesia dumneavoastră? Senator de Ohio, membru al Congresului din Washington. Domnule senator, în calitatea mea de președinte al acestei curți, țin să aduc aici, chiar de la început, omagii publice Statelor Unite ale Americii, unul dintre cei mai buni prieteni pe care se bizuie actualmente țara noastră. Misiunea mea este cu atât mai dureroasă. Știm, domnule senator, că ați ținut să veniți special în Franța spre a depune personal mărturie la bară. Ar fi prea mult să vă cerem să ne vorbiți despre fiul dumneavoastră. John este singurul meu copil, începu senatorul într-o atmosferă de intensă emoție. A avut parte de toată dragostea de la nașterea lui în ziua de 16 februarie 1925, deoarece mama lui și-a pierdut viața aducându-l pe lume. După ce a fost cel mai bun băiețel, John și-a făcut studiile la colegiul din Howard. Țineam să învețe franceza pe care o vorbea curgător și pentru a întreține interesul pentru frumoasa dumneavoastră limbă, i-am dat să citească pe cei mai buni autori francezi. Mă străduiam de asemenea să-i transmit dragostea mea pentru Franța și i-am promis că îl voi trimite la Paris să-și completeze studiile, de îndată ce va obține diploma universitară.
Din nefericire, a izbucnit al doilea război mondial. În pofida tinereții sale, chiar a doua zi, având asentimentul meu, s-a înrolat în Marina Statelor Unite. Repartizat la o unitate de pușcași marini, s-a îmbarcat un an mai târziu pentru Pacific, unde a făcut tot războiul și a fost citat de 4 ori pentru fapte de arme. Demobilizat după capitularea Japonii, a revenit la Cleveland. Războiul l-a maturizat mult și a hotărât să se ocupe de aprovizionarea cu alimente a Europei. Sarcina sa îl obliga să se deplaseze ades de la Washington, la Chicago, San Francisco și New York. Eram și eu foarte absorbit de atribuțiile mele la Congres și n-am putut să-l văd pe John decât în intervale neregulate în timpul acestor ultimi ani. De câte ori ne întâlneam, era pentru noi o adevărată sărbătoare. Ieșeam împreună în oraș, John și cu mine eram ca doi prieteni. Era mândru că am un fiu mare și cred că și el era mândru de tatăl său. Îmi istorisea tot ce făcea. Cea mai mare plăcere pe care i-o procura misiunea ce și-o asumase era contactul permanent cu toate cercurile franceze din New York. L-am făcut să înțeleagă că nu va putea cunoaște cu adevărat mentalitatea și cultura franceză decât vizitând admirabila dumneavoastră țară, regiune cu regiune, oraș cu oraș. În acea zi s-a hotărât voiajul. Cu toată dorința lui reală de a veni în Franța, John ezita puțin. Trebuie să mărturisesc aici una dintre slăbiciunile sale. Se îndrăgostise de o dansatoare de pe Broadway, ceea ce nu-mi plăcea de fel. Cel mai bun mijloc de a întrerupe această idilă era să grăbesc plecarea lui John în Franța. După o lună l-am condus personal pe bordul pachebotului de Grasse. Atunci mi s-a părut foarte fericit. Cu câteva clipe înainte de a se fi ridicat pasarela, l-am întrebat dacă nu regretă prea mult despărțirea lui de Gilfried de pe Broadway. Mi-a răspuns râzând: "O, nu, tată! Am înțeles foarte bine de ce erai atât de grăbit să mă vezi plecat. Aveai dreptate. Fata asta nu era făcută pentru mine." I-am spus atunci, îmbrățișându-l pentru ultima oară: "Poate că ne vei aduce curând o franțuzoaică. Nu se știe niciodată și ți-o doresc din toată inima." Nu l-am mai revăzut pe John. L-am descris așa cum a fost. Ultimile cuvinte au fost pronunțate cu o simplitate care tulbura asistența. "Curtea vă mulțumește, domnule senator, că ați venit să lămuriți asupra acestei personalități atât de atrăgătoare a unicului dumneavoastră fiu." "Ceea ce domnul senator Bell nu vă spune, domnilor jurați," sublinie domnul Warren, "e starea de spirit în care a venit să depună mărturie la această bară. Să nu vedeți în domnia sa un tată care strigă să fie răzbunat, ci mai degrabă un prieten al Franței care a venit să ceară unii curți cu jur franceze să facă dreptate, pentru ca să nu se mai repete pe viitor o tragedie asemănătoare. Prezența domnului senator Bell în această incintă înseamnă că poporul american pune poporului francez întrebarea prin glasul unia dintre cei mai autorizați reprezentanți ai săi. Dacă valoroșii săi fii pot veni de aici înainte în țara noastră fără riscul de a fi măcelăriți. Problema este gravă, domnilor jurați. Reflectați asupra ei și să nu uitați când veți da verdictul că întreaga America are ochii ațintiți asupra dumneavoastră." Avocatul părții civile se reașeză cu un gest teatral. Victor Delio se ridică în citișor pentru a spune: "Luând parte la durerea părintească a domnului senator Bell, apărarea consideră că ultimele cuvinte pronunțate de avocatul părții civile generalizează poate prea mult aceste dezbateri. Dacă poporul american ne-ar cere socoteala pentru moartea lui John Bell, n-ar exista niciun motiv ca poporul francez să nu-i ceară la rândul său socoteala pentru francezii care au fost asasinați pe teritoriul Statelor Unite. Nu vă lăsați impresionați de asemenea argumente, domnilor jurați, deoarece știți ca și mine că, din nefericire, crima nu este privilegiu exclusiv al unui singur popor." "E extraordinar să vezi cum apărarea încearcă într-una cu îndemânare ca la deschiderea acestui proces să bagatelizeze nivelul dezbaterilor." "Apărarea își permite să răspundă domnului procuror general
că se judecă pe baza faptelor și nu a virtuozității oratorice. Dar vă rog, domnilor, vă rog, spuse președintele. Incidentul e închis. Domnule senator, puteți să ne spuneți ce sentimente aveți față de acuzat? De niciun fel. Cum aș putea avea? Îl deplâng foarte sincer că a venit pe lume cu tripla sa infirmitate. Dar poate fi asta o rațiune suficientă care să-i dea dreptul de a ucide o făptură minunată ca John, care nu-i făcuse niciun rău și care nici măcar nu-l cunoștea. Sunt convins, domnule președinte, că dacă l-ar fi cunoscut pe domnul Vautier, fiul meu s-ar fi interesat de cazul lui. John avea sufletul generos și nu-i plăcea să simtă că cei din jurul său sunt nefericiți. Domnii jurați vor aprecia aceste cuvinte, afirmă domnul Warren. Toate privirile îl petrecură respectos pe tatălui John până la ușă, priviri care s-au întors apoi mustrătoare spre Jacques Vautier. Dar cum fiecare înțelegea că el nu putea citi aceste sentimente, pe fețele lor nici măcar să le ghicească, Victor Delio trebuie să suporte valul ostil care creștea.